În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni și toate le plinești, Visierul Bunătăților și Dătătorul de viață, vino și te sălășlujește pentru noi și ne curățește pe noi de toată întinerciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacucernice Părinte, binecuvintează. Cu noi este Dumnezeu, ca al Său har și ca Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Poftiți-vă, spune. Bună seara și bine ați venit. Puteți să mai veniți. Iată, în seara aceasta, în sfârșit, la rândul bunul nostru prieten, Părintele Petre Moga, slujitor la Biserica Sfântul Ierar Nicolae și hramul bisericii noastre, tot Sfântul Ierar Nicolae, din Câmpena, județul Prahova. Că Părintele las mai zărit pe aici, pe acolo, la emisiune, pe televiziune, este un Părinte activ, și care face o lucrare foarte bună în mijlocul nostru. Noi mulțumim că a venit și că tema de seara asta e o temă foarte, 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 foarte... Să vedem ce facem cu ea. Tema sună cam așa. Viața, familia și activitatea cotidiană a preotului în lumina societății și mentalității contemporane. Cum ați văzut, suntem într-o permanentă, așa, cu întrepătrundere cu societatea, cu credincioșii noștri, cu oamenii noștri, politici, cu presa, cu toți mass media, noi între noi. În fine, oricum, când e vorba de vorbit despre preot, toată lumea ciulește urechea. Vă spun eu, hai că mai zice de ăla, mai zice de ăla, mai zice de ăla, mai zice. Păi zice popa, ce cum? Mai zic, ce face popa? Interesant, nu? Interesant, hai da. Ce a făcut popa, ce a adres popa, popa în sus și popa în jos. De-aia am spus că la noi în parohie am trei nevăzători orbi, dar surzi niciun. Frumos. Adică, pe toți au zice, am auzit că popa a făcut, am auzit că popa a trecut, așa, așa. Tot aud foarte bine, bine, vorba bine. Dar știi ce e problema lor? Îi aud, dar nu văd ce face un preot în viața lui, în activitatea lui, în viața de familie și toate. Da, da, auzit sau. Acum, dacă tot ați venit, vă punem în față acest frumos microfon. Și nu putem fără? Nu? Trebuie să se registreze, să audă și alții. Dar dacă îl așezăm undeva, că nu-mi place nici. Uite așa. Mai așa? Mai așa. Undeva lateral, ca să nu te prinde. Aici. Și sunt dacă nu știu dacă am picat tot așa, cumva, că îmi ia vederea. Da. Deci, oameni. Apa putea să dispară de acolo. Da. Gata. Așa, așa, tu ești pe spațiu. Ești căutată, nu? Nu, cu ce nu? Cum ce nu? Hai, oprește. Mama mea. Hai, te rog frumos. Da. Cred că nu e rău să ne verificăm toți telefoanele. Da. E foarte neplăcut să, să sune. Deci, dă drumul la acțiune, nu? Da. Aveți curaj? Bun. Am curaj, doamne. Îl caut, dacă nu am. Să vedem de la cine îl iau. Să vedem de la cine îl iau. Cele bune de tine. Stai pe aici pe zonă? Nu. Da. Nu, David. Oameni buni, Preacucernice Părinte, domnule Stelian, oameni buni, mulțumesc de invitație. Acum lucrurile sunt așa, eu nu sunt profesor. Deci o tematică din asta o iei și zici, mă, să vorbesc despre familie, despre viață, despre activitate, lumina, acutare, nu știu ce, nu se potrivește. Deci, ca să vă captez un piculeț, suntem o mână de oameni, suntem foarte puțini. Ca să vă captez atenția, v-aș spune că m-a impresionat la un moment dat
un bătrân din parohia unde a fost în Transilvania, Dumnezeu să-l odihnească, pe bocântul pe Arsenie Boca, pe părintele Arsenie Boca. În ce împrejurare? Când a fost chemat să vorbească în Catedrala Metropolitană din Sibiu, care este o clădire cuprinzătoare, foarte cuprinzătoare de lume, nu? Și de unde preoții vorbesc de obicei de la un amvon, care este ridicat deasupra nivelului oamenilor. Și părintele Arsenie era în acest amvon și lumea impresionată, sigur, și emoționată de întâlnire. Părintele Arsenie a fost un personaj care a electrizat mulțimile încă din timpul vieții. N-a trebuit să moară ca să devină căutat și decăutat. Nu? Și a fost ciudat, m-a impresionat să aflu că părintele Arsenie a strigat la lume. A strigat! Cu autoritatea pe care știa să-și o exercite și de care nu se jena, a zis, stați liniștiți! Vă dați seama cum trebuie să fie răsunat, stați liniștiți! De vreo două ori a spus lucrul acesta, lumea a încremenit și le-a spus, zice, voi trebuie să-mi spuneți ce am eu de vorbit. Adică stați liniștiți să pot citi în sufletele voastre ce e nevoie, ce e necesar să vă spun. Acum, dacă aș fi Arsenie Boca, atunci am așteptat și eu la dumneavoastră și a zice la ce oameni suntem aici, nu? Ce-ar fi necesar să spun? Ori eu nu sunt Arsenie Boca, sunt un om obișnuit, un preot obișnuit și nu am asemenea posibilități. Deci trebuie să-mi construiesc abordarea foarte, foarte terestru, foarte la îndemână, foarte cu minte, așa zicând, nu? E limpede că orice tematică care îl privește pe preot, e atractivă. E atractivă și parcă acum mai mult decât oricând suntem sub lumina reflectoarelor, nu cum sunt eu aici, că aici nu sunt reflectoare, dar cum ți-ai imaginat la televiziune, puse luminile pe tine să fii văzut și să poată lumea percepe fiecare gest pe care îl faci. Eu stau așa și mă revolt în fața dumneavoastră. De ce numai noi? De ce numai noi preoții, dumneavoastră ce gram purtați? De ce în destinul acesta al bisericii noi trebuie să fim văzuți și criticați și să audă lumea de noi toate lucrurile și de dumneavoastră să n-audă nimeni nimic? Nu-i cinstit. Nu-i cinstit deloc. Deci, și o tematică aleasă, nu, cumva despre preot, până la urmă, ca și când acceptăm, da, că preotul trebuie să fie și el să fie de nota 10, iar credincioșii pot să fie și de nota 6. Adică la noi nu se poate decât cu excelență și la dumneavoastră credincioșii merge și cu corigențe, cu dălea, cu dălea, adică nu. Deci asta e o primă problemă pe care am putea o să o avem în vedere și de care am nevoie, așa zicând, pentru ca să găsim o abordare cinstită, cu minte și echilibrată a problemei. Că n-am venit să vorbesc aici despre lucruri pe care poate că le știți. Deci sigur că avem, noi ca preoți, avem o poziție anume, pe care ne bucurăm. În asta ați putea spune, da, pentru că sunteți acolo în frunte, stați în altar, conduceți, dumneavoastră binecuvântați, dumneavoastră sunteți conducătorii și atunci vreau să trebuie să primiți toate palmele care sunt de dat. Noi vă ascultăm pe dumneavoastră, suntem mai jos, suntem, nu? Și atunci, nu? Dar cât de cinstite din partea dumneavoastră, dacă ne iubiți, să ne lăsați în felul ăsta, în bătaia tuturor batjocurilor care ne se adresează. Pentru că automat, lucrurile care se spun despre noi, se spun și despre dumneavoastră, care sunteți împreună cu noi în biserică, și dacă astăzi ne atacă pe noi preoții, pentru că suntem mai la vedere și au pus lumina pe noi, mâine vă vor ataca pe dumneavoastră, cei care intrați în biserică, cei care vă angajați la o rânduială și la o practică de viață religioasă cu minte tradițională. Introducere. Asta a fost o introducere. Dragii mei, preoția creștină
Am îmbrăcat două variante. Foarte clar și le știți. Preotul celib și preotul căsătorit. Să știți că pentru Biserica creștină și o variantă și cealaltă au, are avantaje și dezavantaje. Deci condiția preoților celibi din Biserica Romano-Catolică permite instituției să facă ce vrea cu ei. Sunt soldați într-o armată în care ascultarea funcționează ca și la noi, dar acolo e mult mai practic. Dacă preotul catolic, în omenitatea lui, mă rog, are niște știrbituri biografice, umane, instituția, el fiind singur, ca un soldat emis în teren, îl ia frumos și îl trimite în celălalt colț de țară, unde credincioșii pentru care e destinat nu știu sau nimic sau aproape nimic din cele care s-au întâmplat în parohia unde a fost el. Și felul acesta, biserica se folosește de preot și el este oarecum protejat. Ăsta e avantajul instituției. Dar e un dezavantaj al credincioșilor. Pentru că preotul celib, în condiția lui de singular, sigur, poate avea răspunsuri corecte pentru oameni. Răspunsuri de informație și răspunsuri corecte la întrebările pe care le pun oamenii. Dar cum este permanent să te sfătuiască cineva care nu împărtășește tipul de viață pe care o duci tu? Deci există și varianta preotului căsătorii pe care dumneavoastră o cunoașteți cel mai bine. În Biserica Ortodoxă, foarte rare sunt cazurile de preoți celibi. Se mai practica uneori în Transilvania, de unde sunt eu de Baștină, oarecum datorită contaminării cu lumea catolică, se practica lucrul acesta, câte un erar, mai hirotunea câte un preot celib, fără să fie călugăr. Deci la noi, cei necăsătorii sunt călugări. Și fiind călugări, ei duc o cu tot o altă viață, iau familiile lor, așa zicând, adică comunitatea monahală. Aceea ține loc de familie, e acolo, fac ascultare, acolo sunt săraci, duc viața lor, nu? În rest, majoritatea zdrobitoare a preoților angajați în misiunea aceasta și în rostul și în responsabilitatea asta, sunt oameni, cum ne vedeți și pe noi, cei doi care suntem aici și ceilalți care sunt pe dumneavoastră, suntem oameni căsătoriți ca și dumneavoastră. Adică facem experiența vieții de familie. Avem soție, avem copii, avem nepoți, dacă ajungem la o vârstă, nu? Deci, vă dați seama, pentru instituție, lucrul acesta este dificil. Pentru că cu soția, cu serviciul ei, cu copiii, cu școala lor, cum să facă conducerea bisericii să mă mute în momentul când eu am știrbituri? Să mă mute pentru ca să nu devină publică situația, să mă ducă undeva într-o împrejurare unde să mă educe, unde să mă disciplineze, unde să mă ajute cumva să-mi depășesc aceste lucruri. Nu e atât de simplu. E o inerție socială, cumva, a faptului că sunt familist. Nu? Pe mine mă mută ușor. Dar ce faci cu soția? Că ea ține de altă instituție. E legată cu obligații de serviciu, nu? Copii mai mari, mai mici, școală generală, grădiniță, liceu, eu știu, facultate, ce-o fi acolo. E mult mai complicat. Pe urmă, relațiile care se stabilesc între preotul de mie, preotul căsătorit și enoriașii lui, care sunt și majoritate familiști, este mult mai puternică. Este o simpatie reciprocă. Ne cunoaștem necazurile, ne citim necazurile. Dumneavoastră când veniți și vă spovediți sau vă plângeți la preotul căsătorit, dumneavoastră, având experiența de familie, simțiți că preotul vă înțelege, că a trecut și el pe acolo. A trecut și el pe acolo. Cunoaște, își dă seama despre ce este vorba. Are o cu totul altă înțelegere și cu totul altă capacitate de a se apropia de problemele pe care le au oamenii, nu? Și atunci legăturile acestea sunt foarte greu de tăiat
administrativ. Vine cineva și zice, foarte că am despărțit lucrurile, dumneata te duci, dispar, nu te mai vede nimeni, cu familie, cu... Nu merge, nu merge. Și atunci, iată un prim dezavantaj, să zicem așa, al condiției noastre de preoți de mir, că în situația în care avem scăpătări, le-am numit șterbituri de comportament, umane, biografice, nu? Lucrul acesta este mai greu de reparat, fără ca lumea să ne vadă. Și știți foarte bine că abaterile au o putere de seducție, de atracție extraordinară. Este straniu. Așa suntem și noi unii față de alții, dumneavoastră, unii față de alții sunteți. Dacă un semen greșește, greșeala lui este colportată, nu? La nivelul bârfei, într-un mod copios. Uite ce a făcut, a zis ce a făcut, uite ce a pățit, uite ce a ales, nu știu ce, fel și fel de lucruri. Așa pățim și noi preoții. Lucrurile pe care le facem și pe care uneori sunt reale, alteori sunt lansate și sunt închipuite, ele sunt mediatizate și așa mai departe. Deci, despre ce ar fi vorba? Eu zic așa că, așa cum preotul de mir cu familia lui este așezat într-o situație în care se poate înțelege pe dumneavoastră și se poate atunci când e de dat un sfat să fie dea în cunoștință de cauze, ceea ce este extraordinar de important și de apreciat lucrul acesta, poate că și dumneavoastră, oamenii care împărtășiți aceeași condiție ca și preoturi, sunteți oameni căsătoriți și vom vorbi despre necazuri imediat, nu? Și dumneavoastră ar trebui să vă raportați la lucrurile pe care le auziți din perspectiva omului cu experiență, omului care e bântuit și el de ispite și de necazuri și știe cum e când ai prăpăstii în stânga și în dreapta, nu? Acum hai să vedem dificultățile care ne urmăresc pe noi preoții și sunt și ale dumneavoastră. Dificultăți. Dificultățile de azi, că așa mi-a scris acest domnul Stelian, a zis că lumina timpurilor, a mentalității, a ceea ce se întâmplă. Deci să discutăm de ce a fost pe vremea lui Ștefan cel Mare, sau Mihai Viteazul, sau știu eu, pe vremea Sfinților Părinți, discutăm și ce se întâmplă în ziua de azi. E o mare diferență între ceea ce era în comunism și ceea ce e acum. E o mare diferență. Eu sunt greu bătrân și am fost preot și în vremea comunistă, am făcut experiența preoției în condițiile de atunci, am văzut și trecerea, am trăit și entuziasmul extraordinar al tinerilor și a oamenilor care au umplut bisericile atunci imediat după 89-90 și am văzut și fenomenul de îndepărtare treptată al oamenilor de aceeași biserică. În felul în care este în desfășurare. Deci, ce era în comunism, puteți întreba. Poate știți, poate nu știți, dar nu știu că ne mai folosește. Asta doar așa istorie, să zicem. Bă, cum trăia preotul în comunism, nu? Ar fi interesant să știți, de pildă, ce însemna să fii preot în comunism. Vă dau un exemplu absolut personal. Am fost diacon la Mănăstirea Sinaia, mă ocupam de muzeu. A fost diacon onorific. Mă căsătorisem. Aveam doi copii. Soția mea era titulară în învățământ la Sinaia. O învățătoare de mare succes. Știți ce înseamnă? Înseamnă că toți oamenii vreau să dea copiii la ea în clasă. Având doi copii, neavând locuință, bineînțeles că eu ca preot a trebuit să gândesc, trebuie să facem ceva. Nefiind din zona Prahovei, m-am întors în Transilvania. Și sigur, singura parohie pe care am putut-o obține a fost într-un sat de pe malul Oltului, care se cheamă Șona. Un sat avea 100 și vreo 11 familii și mai avea încă vreo 50 de case cu câte o singură persoană. La școală, în patru clase, erau, cred că, vreo 6 sau vreo 8 copii.
Deci vă dați seama de sat. Satul intrase în experiența agriculturii comuniste încă din 1950, ceea ce pentru Transilvania a fost ceva aparte, a fost o excepție. A fost unul, două sate din zonă, adică din județul Brașov, zona Făgăraș, care au fost puse la această experiență. A fost un experiment, realmente. Deci, ce a ajuns satul? Din 300 și ceva de case locuite, a ajuns la jumătate. Nu? Deci, în acest sat, m-am dus, erau două biserici de reparat, fusese cu tremurul din 77. Una nu era folosit de mult, era monument istoric, alta era pulbere de la cutremur. Și așa. Și cu oamenii am început și am mișcat, în clandestinitate, fel și fel. Dar soția n-a obținut transfer. Șansa noastră a fost că s-au născut copii într-un altul. Unul, doi am avut la Sinai, imediat, adică a mai trecut un an, a venit al treilea, a mai trecut un an, a venit al patrulea, soția tot prelungit niște concedii de-astea de naștere, care, pentru că perioada să atingea una de cealaltă, mergeau an după an, știți? Asta a ținut cât a ținut, până când ea de la Sinai a zis, dacă nu te hotărăști, pierzi titulatura. Cei care știți cât de cât ce însemna în învățământ titulatura, vă dați seama, nu? Soția a vrut să facă grădiniță. Nu s-a putut face grădiniță pentru că copiii erau înscriși clandestin la o grădiniță dintr-un alt sat și conta pentru Brașov, pentru județ, conta că soția șefului de nu știu ce, inginerului de la CAP, aia cumva ținea grădiniță. Nu ținea nicio grădiniță, dar acolo așa conta. Că ea este grădinăreasă și copiii nu știu ce. Și erau băgați cumva jumătate de niște mișelii, niște... Primăria, când am înregistrat copiii cu certificate de naștere, ne-a ajutat o secretară, primăria, prin reprezentantul politic, a spus slavă de pop și de preotese. Deci nu s-a putut face nimic. Nu se putea face un transfer, pentru că Ceaușasca blocase transferurile de posturi TESA. Nu puteai dintr-un județ să te transferi în alt județ, nu? Deci, într-un sat amărât unde nu ne dădea nici uleiul, nici zahărul, nici făina, decât dacă scriai pământ, și îl lucrai și la toamna trebuia să dai producția de nap și de sfeclă de zahăr și de ce mai primeai ca să apare acolo că tu nu ești o excepție în satul respectiv, că îți faci datoria față de patrie și față de CAP și atunci punea ștampila și aveai lista cu cota respectivă de alimente pe care te le puteai ridica de la... Deci astea erau condiții, dau un exemplu. Nu? Deci rezistă, părinte, cu patru copii, cu soția, cu un salariu, de la ce salariu, cum obții salariul ăla, cum te întrețin oamenii și așa mai departe. Deci ele au fost condiții în comunism. Nu mai interes, nu mai sunt valabile acum, sunt alte condiții. Care sunt condițiile de acum? Deci condițiile de acum prezintă cu totul alte lucruri care îl determină pe preot la un anumit tip de viață cotidiană. Deci imaginați-vă că tânărul studiază teologia, că n-ai cum să ajungi preot până nu studiezi teologia, nu? Dar pentru că în Biserica Ortodoxă hirotonia se primește după căsătorie, tu este căsătorești. Cu cine te căsătorești? Cu cine te căsătorești? Nu? Cu o tânără contemporană ție, că nu poți să-ți aduci o tânără. De unde? Din Honolulu? Sau de unde s-a duci una? Educată în Cildume? În America. Ce fel de educație primești tinerii astăzi? Educație pe care ai primit-o și tu ca preot, tu ca teolog înainte de atunci la teologie. Ce ai învățat la școală? Evoluționism. Chiar dacă suntem după Revoluție. Profesorii vă spună la școală sunt exact cum mai erau și în comunism. Chiar dacă e lecția de religie, domnul Stelian, chiar dacă e lecția de religie acolo și profesorul de religie spune ce spune. Profesorii toți, poate sunteți profesori, aici iertați-mă, dar asta e situația. Își fac meseria lor pe formula pe care au studiat-o, au învățat-o, nu? Nu trec dintr-o dată la, acum să fie, nu, școala laică e școala laică, oameni. Deci ea nu predică și nu ascultă de Dumnezeu și de valorile bisericii. Deci noi ne trezim după liceu, educați, și cu ceva informație religioasă, cu lecțiile de religie, dar ne trezim formați într-un sistem laic, nereligios. Nu spun mai mult.
Nu spun antireligios, dar spun nereligios. Ca structură mentală, ca fel de a gândi, ca sistem de valori. Nu? Deci, din această lume se recrutează și tânărul care se duce la teologie și acum el se luptă 4 ani de zile să își creeze o suprastructură, să o numim așa, o poșghiță, o ceva acolo în ființa lui, care ține de discursul bisericii și de credință și cât poate și el, fiecare cât poate, nu? Se căsătorește cu o fată care foarte rar a făcut teologie, dar asta nu înseamnă că i-a scăpat de influența lumii laice, dar de cele mai multe ori se căsătorește cu o persoană de bună credință, așa zic, cu minte, se iubește, iubește părintele, preoteasa îl iubește pe părinte, nu? Deci au o relație frumoasă, vor naște copii. Dar ei sunt, cum să spun, ei aparțin acestei lumi. Dacă preoteasa are servici, gândiți-vă când se duce ea la servici, cum e? Credeți că cineva o tolerează sau o se poartă cu mănuzii când, doamna preoteasă, dumneavoastră, cu tare, cu tare? Nici vorba de așa, ci doar trimiteri ironice, dacă nu chiar bat jocuri pe față. În așa fel încât, biata preoteasă, sigur, își trece sub tăcere condiția ei, că acasă este cu părintele, că au rânduiala postului, că trebuie să țină de rânduiala de cutare, de cutare, sfârșit de săptămână, când preotul este... și așa mai departe, nu? Deci a trece să sub tăcere aceste lucruri și încearcă să supraviețuiască într-o lume care e așa cum e și de unde trebuie să-și ia un salariu să vină să suplimenteze veniturile familiei, nu? Gândiți-vă la copiii preotului. Unde cresc copiii preotului? În vreo seară specială? Cresc cu copiii dumneavoastră și cu ai tuturor oamenilor, ai majorității acestor locatari din blocuri care nu sunt aici cu noi în biserică și care săraci duc viața lor laică, obișnuită, fără biserică, fără credință, fără Dumnezeu, fără ei. Cum pot și luptă cu viața? Nu blamez. Dar e o viață care nu are pe ea pecetea practicii religioase. Nu? Deci lumea aceasta extraordinar de nebisericească, majoritar în momentul de față, își pune amprenta pe familia preotului, pe noi toți, și astea sunt realități cu care preotul în ziua de astăzi, confruntându-se, trebuie să facă față. Deci el când se duce acasă, împovărat de problemele cu care dumneavoastră îl încărcați, că el vă ascultă și dumneavoastră unde să vă plângeți dacă nu la preot? Cine vă mai ascultă, nu? Că la psiholog, dacă te duci, plătești cu ora. Sau aveți psihologi care vă fac gratis treaba aceasta? Nu cred. Mai degrabă preotul te ascultă fără bani sau fără prea mulți bani, nu? Deci după ce preia toate necazurile dumneavoastră, toate tristețile cu care veniți, fac o paranteză. Am ajuns la 65 de ani înainte de pensionare să mă feresc de spovedanii pentru că nu mai pot digera tristețile oamenilor. Nu le mai pot duce. Eu sunt o fire optimistă, un activist, mă mobilizez, nu vreau să stau cu capul în apă, vreau să ies permanent la oxigen, deasupra, să respir. Dar poverile tot mai mari pe care le au oamenii și pe care le varsă preotului, că n-au unde să-și le verse, eu nu le mai pot, n-am unde le mai pune. De la o spovedanie la alta, de la o întâlnire, de la o slujbă alta, eu trebuie să diger materialul ăsta. Deci preotul când pleacă după spovedanie, seara să duce acasă, nici mâncare nu-ți mai trebuie. Nu v-a spus părintele probabil niciodată. Vă spun eu, nici mâncare nu-ți mai trebuie. Nu în sensul că trebuie să spui cuiva ce ai auzit, că nu se spune treaba aceasta. Tu mai pentru că tu nu o poți spune mai departe. Tu trebuie să păstrezi toate lucrurile, dramele dumneavoastră, toate necazurile pe care le aveți, soț cu soție, părinți cu copii, bunici cu nepoți, cu necazurile, cu serviciile care vedeți bine cum ne vântură de colo-colo pe toți, neputințele de supraviețuire, câte și câte sunt, familiile plecate în străinătate, nu rămâne așa aici, atâtea și atâtea probleme, nu? Deci toate lucrurile acestea rămân în preot, n-ai cum să nu te impresionezi. V-am spus că suntem căsătoriți și împărtășim multe din coordonatele vieții dumneavoastră. N-avem cum rămâne nepăsători, chiar și când ne vedeți că vi se pare că vă ascultăm așa în dorul ei. N-ai cum rămâne nepăsător la suferințele oamenilor
te ating lucrurile acestea, le acumulezi, le iei în sufletul tău, când te duci acasă nu-ți mai trebuie mâncare. Familia te așteaptă. Copiii nu te-au văzut toată ziua, soția vrea să spună că doare nu știu ce și că trebuie să meargă mâine la doctor și că acolo trebuie dați nu știu câți bani sau ce știu eu ce probleme are la serviciu, că și-au bătut joc colegii de cancelare sau colegii de birou de ea, au luat în derâdere voi cu popii, uite ce a zis aseară la... Cum uiteam pe asta? Care a fost demisiunea? Carmen Avram. Da. Sau cine mai face emisiuni din astea, ce uite, a doua zi, vă dați seama după emisiune de televiziune de asta suculentă! Ah! Ce satisfacția oamenii care nu ne iubesc și cum dau în cine? În preot mai puțin, că nu-l întâlnesc. Dau în critici de-astea, nu? Eu îmi văd de treaba mea, dar dau în familia mea. Deci copiii mei, care erau în școala generală, când am trecut din 89, 90, 91, erau unii bine în gimnaziu, alții, deci cât au fost acolo, n-au putut ridica capul ca fi de preot. Eram preot, la Sinai, nu? Lumea știa de mine în perioada respectivă, eram preot la Sinai. A fost o salvare, că blamul ăsta că ești preot s-a desfințat. Dar acum a revenit. Altfel, a revenit. Deci pentru familia preotului începe să fie o povară faptul de a te ști colegii și lumea din jur că tu ții de familia preotului. Nu-i simplu. Deci nu-i simplu acest lucru, dragii mei. Deci asta înseamnă, e o provocare pe care noi nu ne-am așteptat să o avem. Aici este punctul nostru slab, al bisericii ca instituție și al nostru luați fiecare. Nu ne-am imaginat. Eu personal nu mi-am imaginat că lucrurile vor evolua în felul acesta. Am înțeles că în comunism, când religia era interzisă pe față și când nimeni nu prea știa despre biserică mare lucru, cei care veneam din biserică sau eram în biserică, eram aureolați cu o aureolă de mister. Știam ceva ce lumea nu știe. Veneam dintr-o lume care era necunoscută și oameni mai sensibili, mai căutători, ne prețuiau. Undeva la începutul anilor 70, chiar între cei tineri, deci vă spun lucruri reale, exista un curent de a merge la teologie. Era și o perioadă atunci, imediat după ce a venit Ceaușescu la putere, era o perioadă mai largă, nu? Până prin vreo 70 și ceva, și în această condiție tinerii doreau să meargă din propria inițiativă la teologie, că spuneau, acolo se face cultură. Deci căutătorii de carte și de cultură adevărată voiau să meargă la teologie pentru că ziceau acolo se face cultură. Și, de pildă, generația patriarhului nostru și altor episcopi care sunt acum, generația aceea care a făcut teologie, să zicem, 71-75, erau 200 în an. De unde până atunci erau 30. Deci vă dați seama, dintr-o dată, și statul a permis, dar a permis pentru că era o presiune cumva, erau tineri care doreau lucrul acesta. Deci am trăit asemenea situații, nu? Pe când, după liberalizare, nouă ni s-a părut că lucrurile vor merge în crescendo. Și că boom-ul interesului pentru biserică de după 90 va reverbera teribil, știți, în componente tot mai cuprinzătoare. Nici vorba de așa ceva. A fost cât a fost și pe urmă, încet, încet, cum s-a introdus societatea de consum, toate ribașii care au condus și au insinuat aceste lucruri și au lăsat să intre în viața socială, a încăpătat încet, încet tot gustul acestor lucruri și vis-a-vis de această realitate noi ne-am trezit dintr-o dată, acum în ultimii ani, foarte puțin, ne-am trezit nepregătiți. N-avem un discurs corespunzător. Deci, ce-ți vorbesc eu despre slujba, familia preotului, cutare, ce să vorbesc eu în fața dumneavoastră în momentul de față, când ar trebui, de fapt, împreună să conștientizăm niște coordonate care sunt dramatice, numai pentru noi preoți.
și pentru dumneavoastră. În măsura în care vă e dragă biserica. În măsura în care biserica este o necesitate pentru sufletele și pentru viața dumneavoastră. Că dacă nu e și dumneavoastră veniți la biserică exact cum v-ați duce la un market, n-am văzut nimic. Mai bine nu veniți. Mai bine stați acasă sau duceți-vă în altă parte. Dacă dumneavoastră veniți ca la market la biserică și așteptați de la preot prestația aceasta contra cost sau prestația aceasta în care cumpărătorul este, nu, cum se zice, că clientul este stăpânul, nu? Deci că vă raportați în felul acesta este greșit. Deci și dumneavoastră și noi purtăm pe umeri o mare responsabilitate. Domnul Hristos e cel pus la colț. Noi de bine de rău ne mai salvăm. Mai vine părintele ăla, mai vine părintele ăla, mai salvează, mai pune câte ceva, mai ce știu eu cum. Până la urmă mergem înainte, ne facem că plouă, de bine de rău mai suntem un 30 de oameni, un preot în biserică, continuăm în condiții de minoritate. Ce face Domnul Hristos? Cum se mulțumește El cu minoritățile care suntem noi creștinii practicanți? Cum se mulțumește? Păi n-are cum să se mulțumească. El nu s-a răstignit pentru noi, luați, numărați aici, uite, de la domnul Stelian, mergându-te așa în continuare, ne numărăm cât suntem aici, 40 de oameni sau 50. Nu numai pentru noi. Mântuitorul Hristos are o relație cu toți oamenii. Și momentul în care oamenii nu mai au cunoașterea Lui și nu mai au o sensibilitate pentru Domnul Hristos, de niciun fel, ei nu mai sunt atenți la discursul sau la propovăduirea noastră, că nu e adecvată, poate nu e adecvată, nu? Bun, asta e clar. Suntem preoți de nota 6 sau de nota 5. Dar Mântuitorul Hristos nu se poate mulțumi cu asta. Și tema asta nu-i numai a mea. Și a colegului meu. Tema asta este a tuturor. A tuturor creștinilor, a întregii biserici. Biserica nu este prea fericită Patriarh Daniel și nici episcopii din Sfântul Sinod care ne-au trimis ieri să citim pastorala de la Duminică Ortodoxiei și nici preoții, clerul, așa zice. Noi suntem toți, dragi. Biserica suntem toți. Mântuitorul Hristos ne are ca trup. Ca trup al Său. Dar n-a spus că, stați puțin, că clerul e un trup mai special, iar dumneavoastră sunteți încălțările sau nu știu ce ar putea să fie, nu? Nici vorba de așa ceva. Deci, problema e de conștiință și problema e de conștiință creștină pentru fiecare din noi luat separat. Deci, situația preotului, cu familia lui, cu activitatea lui cotidiană, cu nu știu ce, în condițiile lui de astăzi, este o situație la care putem căuta răspunsuri, dar o situație care seamănă foarte mult cu problema care vă privește și pe dumneavoastră. Viața dumneavoastră cotidiană, familia dumneavoastră, toată activitatea dumneavoastră, în condițiile de astăzi, dar în perspectiva așteptărilor pe care le are Dumnezeu de la noi. Dumnezeu are niște așteptări de la noi. Să nu vă imaginați, păi, Dumnezeu e persoană. Măcar lucrul ăsta l-am învățat în biserică și în baza lui practicăm credința. Ne rugăm lui Dumnezeu. Altfel n-ar fi rugăciune. Dumnezeu e persoană. Vorbim cu El. Îi zicem tu. Noi între noi zicem prea cu cer, nici e părinte. Lui Dumnezeu îi zicem tu. Deci o relație foarte directă, nu? Deci Dumnezeu are așteptări de la noi exact cum dumneavoastră aveți o așteptare de la mine și eu de la dumneavoastră în momentul de față. Vă propun ca mai departe să mergem pe întrebări și răspunsuri. Am merge în felul ăsta țintit și ați văzut cam în ce atmosferă sau ce atmosferă sau ce problematică vă propun. Și Părintele a văzut că încep să tușesc și zice, mă, să-i dau o țăr de apă în omul ăsta. Mulțumesc, Părinte. Deci dacă acceptați treaba aceasta, am putea face un dialog frumos. Și în felul acesta ieșim din condiția de a veni Părintele Moga și ține o conferință, ci suntem în condiția unui dialog în care suntem apăsați de probleme, dacă nu identice, foarte asemănătoare în momentul de față. Mulțumim tare mult că ați venit în mijlocul nostru. Așteptăm întrebări până una alta, până vă gândiți și le digerați și le formulați. Am o întrebare. Zi! Părinte, dacă ați venit la această biserică și
tema ați ales-o dumneavoastră. Despre cine ați vorbit? Care este subiectul care vi se pare cel mai important? N-aș fi ales o temă, pentru că nu vă cunosc. Deci, este un handicap major. Conferențialii care vin aici nu vă mărturisesc acest lucru, pentru că, cum să spun, nu dă bine și nu e cazul. Cine vine să descurcă să zică niște lucruri care sunt interesante, nu? Eu vă spun dumneavoastră, constructiv nu-i decât discursul care răspunde la niște întrebări. Nu există alt discurs constructiv. Pot fi fel de discursuri, docte, de informație. Dar un discurs constructiv pe planul viului, al vieții bisericești, e posibil acolo unde vorbitorul cunoaște ascultătorii. Deci, eu pot vorbi în cunoștință de cauză, în parohia mea, pe care am născut-o, așa zicând, și pe care o duc de 25-26 de ani. Sunt oameni care s-au antrenat și vin la biserică și cunosc din spovedaniile nenumărate pe care le fac, îi cunosc din atitudinea pe care o au în biserică, din felul în care ascultă sau nu ascultă, de disciplina bisericească. Și atunci, în funcție de aceste realități, ale comportamentului social, ale comportamentului oamenilor de grup și în funcție de temele pe care eu știu că le au ca oameni care trăiesc această viață și sunt împovărați de fel și fel de drame, lucrurile pe care le spun la biserică țintesc, cum se spune, punct, punct lovit, nu? Deci, într-o parohie unde nu cunosc lumea, n-am cum să știu componența, cum să spun, dumneavoastră, ce fel de, ce profesie aveți, mă uit la dumneavoastră, ce vârstă, cum, dar totuși, ce experiență aveți dincolo de ceea ce văd eu, chipurile dumneavoastră, cum să... Ce lucru să-mi spun eu care să fie cu adevărat? Că altfel ar trebui să fiu un om care am o teorie a mea. Nu am o teorie și vin și dau în cap cu teoria respectivă sau cu soluția. Am o soluție. N-am o soluție. Mă înțelegeți? N-am o soluție. Caut alături de colegii mei o soluție cinstită. Într-o lume care se schimbă de la un an la altul, uneori văd diferențe în componența sufletească a oamenilor de la un an la alta. Deci acumulările pe care oamenii le înregistrează, trăind viața aceasta și consumând nemernicul de televizor și de internet și nu știu ce, pentru informație, pentru orice, consumând viața socială care e, consumând atmosfera străzii, atmosfera magazinelor. Deci oamenii se schimbă, iar eu nu am o soluție. Când am terminat teologia, nu știu dacă dădea bine sau nu dădea bine, dar la teza de licență m-am folosit și de o lucrare laică. Era lui Mircea Malița, dacă vă spune ceva numele acesta. Idei în mers. Era idei în mers. Numai chestia asta că idei în mers. Asta înseamnă dinamism. Deci el vrea să... Mă rog, erau și comuniști mai deștepți, unii dintre ei, nu? Și se gândeau, băi, nu poți să rămânea în crene nimeni la ceas cu Stalin. Trebuie să mai adăugăm, să mai vedem, să mai facem, să mai trecem. Deci idei în mers e o formulă frumoasă și care se apropie de realitate. Nu idei stagnante, nu idei care au încremenit undeva într-un înțeles, ci idei care se stimulează unele pe altele și merg și... Deci, cum să spun, lucrurile sunt în desfășurare. Și fiind în desfășurare, până la urmă, mi se pare cinstit să recunosc faptul că sunt în căutarea unei soluții, dar nu o am ca să o livrez colegilor mei sau cuiva. Eu acolo pe felia respectivă mă descurc. Deocamdată, supraviețuiesc. Nu? Dar asta nu înseamnă că pot veni la dumneavoastră să vă livrez nu știu ce. Dumneavoastră puteți să întreba și atunci eu din experiență pot să spun cu tare sau cu tare lucru. Nu că dau o soluție neapărat. Doamne ferește! Și îmi dau și eu cu părerea sau din perspectivă experiența aș putea spune un lucru. Asta sau după câți ani de preoție? Eu sunt preot din 1978. 1978 am fost mai întâi diacon un an de zile la Mănăstirea Sinaia și de 78 preot 10 ani într-un sat izolat unde m-am spus. Eu am revenit la Mănăstirea Sinaia, m-am ocupat de muzeu și am fost preot în rând cu călugării. După aceea am fost preot la Sinaia un an de zile și pe urmă la Câmpina din 1991 oficial. Din 90 am slujit. Deci asta e experiența. Ce experiență am?
un pic de experiență de mănăstire, adică știu cum sunt lucrurile pe acolo, și cultică. Și mă am stat în mănăstire și am condus lumea prin muzeu sau prin... Și am avut experiență cultică, destul de bogată, pentru că erau preoți puțini și m-au folosit pe mine preot de mire alături de ei. Intram la săptămână, cum iau eu obicei, și slujam. Deci am fost la Sinaia, am cunoscut și mediul social respectiv și la Câmpina sunt într-o parohie de margine de oraș. E o parohie, cum să spun, dintr-un cartier apărut după industrializarea anilor 60, să zicem. Slobozia. Slobozia se cheamă, un cătun foarte mic, dar care s-a lărgit și fac experiența unei parohii duble. O parohie cu dublă viteză, mă exprimam la părintele când am venit încoace. Adică o parohie administrativă care este încremenită, dacă nu lentă, dacă nu chiar încremenită, și o parohie duhovnicească, creată din oameni care vin din toată zona și care sunt extrem de prezenți și de activi și cu ei am putut face și biserică și întreținem tot spațiul de acolo și așa mai departe. Am răspuns. Altă întrebare. Poftiți. Prea cucernice, părinte, m-a ascultat cu interes spovedania cu noastră, ne-am încărcat de durerile, suferințele, neliniștile, preocupările pe care le aveți, le-am înțeles și o să ne străduim, să le digerăm și noi, așa cum vom putea, asigurându-vă de întreaga noastră solidaritate. Da. Mulțumesc! Da, de ce nu? Eu cred că după 1990, și biserica, și societatea civilă a fost luată cumva prin surprindere de noile forțe care au venit din exterior peste noi și care, într-un fel, au erodat legătura dintre popor și biserică. Au erodat-o într-o asemenea măsură încât, la un moment dat, cetățenii au fost împotriva bisericii și care au purit pentru diferite motive. Ceea ce nu era firesc, pentru că biserica a fost întotdeauna alături de, cum spunea prea fericitul Patriarh Justinian, pe care am avut ocazia să-l cunosc, într-o convorbire la Washington, cu oficialitățile de acolo, biserica, capii bisericii au fost întotdeauna alături de capii țării. Și țineau într-o mână crucea și în cealaltă spada, de câte ori a fost împreună, au luptat în continuu. Acum există o rupere între conducerea civilă și conducerea ecleziastică. Ar trebui să fie o regândire a acestei relații, o regândire a rolului bisericii față de problematica cu care se confruntă societatea acum și sub impulsul, sub forța unor forțe externe. Chiar zilele trecute citeam că un membru al Camerei Deputaților a luat o inițiativă pentru un proiect de lege prin care să se definească familia. Familia ca fiind uniunea dintre bărbați și femei. Nu? În altă parte, am citit că în Danemarca s-a adoptat o lege prin care este aprobat incestul și legăturile cu defunți. Ceea ce mi se pare o mare blasfemie. Ceva, n-ar trebui să fie amins. Păi noi, când eram mici copii, aveam o anumită rușine, reținere. În mod automat, când eram puși în fața unei asemenea situații, ne reținam imediat. Nu trebuie să fac asta, nu trebuie să gândesc asta, nu trebuie să procedez astfel, altfel să fiu. De ce se întâmplă asemenea, cum le-a spus dumneavoastră, deviații? Abate. De ce se întâmplă aceste abate? De ce se întâmplă aceste abate și nu mai este atât de puternic fondată pe ideile și credințele religioase care nu au făcut. Nu ne ajunge să constatăm aceste lucruri. Deci e clar că trebuie să căutăm soluții. Și dumneavoastră și noi să ne regândim gândirea, portarea și să... Deci, facem ceva ca să îndreptăm lucrurile până nu e prea târziu. Zona în care putem căuta soluțiile, e important să referăm zona de unde pot veni soluțiile. Deci e ca și când
revenim la origini și trebuie să ne dăm seama cine suntem, despre ce e vorba, care e rostul bisericii, nu? Deci, situația aceasta de a vedea biserica în legătură cu Mântuitorul Hristos este un foarte mare pas înainte, un uriaș pas înainte. Deci nu suntem noi preoții și dumneavoastră, noi suntem, în cel mai bun caz, corpul, iar capul este El. Deci, când ne abandonează conducătorii politici, deținătorii puterii, ne abandonează, nu mai au nevoie de noi. Neagă relația pe care am exersat-o cu ei timp de la Constantin cel Mare aproape neîntrerupt până astăzi. Când ne abandonează majoritatea oamenilor din lumea civilizată, nu? Din Europa. Noi nu suntem totuși orfani, așa zicând. Pentru că dacă ne asigurăm de relația cu Mântuitorul Hristos, ar trebui să fim foarte puternici. Deci, eu cred că aici, în zona asta, trebuie să căutăm soluțiile. Pentru că dacă e limpede că dacă Parlamentul e dus într-o direcție și conducerea și mentalitatea contemporană e alunecată într-o direcție, noi singuri, să știți, nu putem opri. Deci numai în situația în care preotul întâi și dumneavoastră cu el au un nerv misionar. Reușesc să redescoperă un nerv misionar. Eu mă gândeam că o să-mi pot permite în fața dumneavoastră, dar destul ne lovesc ceilalți, să fiu critic cu mine însumi, nu așa zicând, ci cu condiția preoțească. Nu e cazul. Și totuși, noi ne-am obișnuit ca preoți să funcționăm pe formula plutașului de pe Bistrița. Nu mai e. Era odată plutașul de pe Bistrița. Am povești, nu? Când coborau plutele și cum se brazii. Ce făcea plutașul? Păi eu cred că îl ducea apa la vale. Avea el o dibăcie și o grijă ca să nu se răstoarne pluta, nu? Dar în general apa făcea tot. Îmi imaginez că viața religioasă tradițională cam așa e, dragii mei. E o apă care curge, curge liniștit și preotul s-a putut mulțumi până acum să fie undeva într-o barcă pe care oricum o duce apa. Nu cont dacă merge cu prora sau cu pupa înainte, cu tribordul sau babordul. Nu conta, nu? Important este să rămâi deasupra și curgea. Tradiția, obiceiurile poporului român, accepțiunile, mentalitatea aceasta sau, cum să o numim noi, rușinea, nu? Dar față de anumite lucruri. Suma de valori cu care părinții își educau copiii presupunea neapărat și prezența bisericii. Dacă nu fiecare duminică, măcar la marile sărbători, măcar spovedane împărtășane de Paști, măcar sfeștanie o dată pe an, măcar niște lucruri de felul acesta, nu? Și funcționam. Și pentru preot era suficient ca el să răspundă la solicitările oamenilor și să intre în limbajul acesta al tradiției. Deci tradiția se prăbușește, s-a prăbușit și ce mai are sunt numai țândări, nu mai țândări mai sunt, nu mai ține tradiția, nu mai are anvergură socială. Nu? Deci suntem puțini, suntem împinși în condiția unei minorități. Într-o asemenea situație, relația cu Mântuitorul Hristos, dragii mei, îmi cere mie preotul și vă cere și dumneavoastră care veniți la biserică, ce am zis, nerv misional. Asta înseamnă, nu mai plutesc în voia sorții, e o apă care curge, că apa asta se pare că nu mai e, a secat și pluta a rămas undeva agățată în rădăcini și în bolovani, trebuie deschise izvoare. Ca și când nervul misionar înseamnă propovăduire, înseamnă angajamentul acesta de a redescoperi creștinismul. De a redescoperi valoarea mersului la biserică. De așa natură încât să fim invidiați de cei din jur. Încât starea noastră sufletească, capacitatea noastră de a accesa la fericire, de a ne vedea că suntem împliniți, că suntem rotunși, că suntem frumoși, că suntem împliniți, mă rog. Lucrul acesta trebuie să atragă atenția. Dacă nu ne reușește acest lucru, ca mersul la biserică,
propovedania preotului, slujirea Sfintei Liturghii, slujirea Sfintelor Taine, a ierurgiilor, ce avem noi aici, din bajul nostru bisericesc, nu, să ne facă frumoși, să ne dea răspunsuri de viață, să ne facă biruitori în fața dramelor pe care le împărtășim împreună cu toată lumea, în lumea de astăzi, nu? Cu toți oamenii în lumea de astăzi. Atunci nu vom fi convingători. Dar dacă lucrul acesta ne va reuși nouă și va trebui să ne reușească în deceniile următoare, obligatoriu, cui? Minorităților practicante. Noi suntem minorități practicante. Trebuie să ne identificăm în felul acesta. Dumneavoastră nu sunteți toți ca el. Probabil că umpleți biserica asta duminica. Probabil că umpleți și curtea afară. Dar e nimic față de numărul zdrobitor ca mărime al locatarilor din jurul acestei biserici. Nu-mi imaginez că lucrurile zboară. Toți sunt plecați în Italia și în Spania? În Germania, în Anglia, acum? Nu cred. Nu cred. Deci sunt oameni aici. Deci suntem o minoritate practicantă și vom fi tot mai mult o minoritate practicantă a religiei împreună cu preoții pe care îi iubim mai mult sau mai puțin, nu? Dar noi trebuie să devenim convingători prin viața religioasă pe care o ducem. Convingători față de oamenii din jur. Deci, nivelul de bunătate, nivelul de civilizație, disponibilitatea, voioșia, bucuria și așa, câtă vreme la Părintele Boga, oamenii vor fi tot triști și vor practica credința de ei, vor fi tot numai triști și vor rămâne triști, n-am făcut nimic. Că dacă sunt triști în relația cu mine, vă dați seama cât de triști sunt relația unii cu alții și în relația cu oamenii din jur, care îi mai și lovesc, nu? Care îi mai și apostrofează în fericitul. Care credeți că trebuie să fie poziția unui preot astăzi, în contextul în care tot mai multe prevederi legislative sunt contrare învățăturilor creștin-ortodoxe? Mă refer în special la sfaturile pe care părinții duhovnicești le pot da credincioșilor, la cuvântul de învățătură, predica, sau în particular la solicitarea celor interesați. Dragii mei, pentru mine a fost o descoperire majoră. Deci recunosc că am fost într-o ignoranță. N-am putut pricepe. Nu m-a dus mintea. Să-mi dau seama că lucrurile pe care le trăim noi astăzi sunt sora perversă a comunismului. Nu mi-am imaginat. Până la lecturi de ultimă oră care au fost posibile prin traduceri de studii americane, că la ei e cuptorul, cum să zic, la ei e creuzetul în care s-au preparat lucrurile, nu? Și au venit pe urmă peste Europa. Deci după ce am priceput lucrul acesta, găselnițele mele și teribilismul meu s-au muiat, domnul Stelea. Pentru că mi-am dat seama ce dimensiune are problema. Mi-am dat seama ce dimensiune are problema. Nu are dimensiuni de Parlament românesc. Dragii mei, e nimic asta. Are dimensiuni globale, are dimensiuni la scară planetară. Este un tip de civilizație care s-a urzit pe concepte marxiste și freudiene și care s-au insinuat în toată structura universitară americană și de acolo în cea europeană. Iar oamenii formați din aceste structuri, timp de decenii în care ne-am stat liniștiți și am crezut că nu trebuie decât să scăpăm de comunismul bolșevic și cu asta e gata, nu? Ei au evoluat, s-au rafinat, au distrus cultura, au distrus cultura tradițională. Nu e vorba numai de o distrugere a practicării credinței. Noi suntem ultima piedică care le stă în gât. Și de asta ei vor trebui să se împiedice major. Că de restul culturii nu s-au împiedicat. Au trecut peste, au reformulat-o, istoria, literatura, conceptele estetice, totul, da? Au reformulat și să ducă înainte cu aceste concepte distrugătoare de personalitate și de normalitate și tot ce vreți. Noi suntem. Biserica este cea care trebuie să facă față la această situație. Semnul bun este că încep și intelectual de marcă să-și dea seama de acest lucru și pasul următor ar fi când ei s-ar și în bisericii
adică după ce și-au dat seama teoretic de niște lucruri, să vină alături de noi. Pentru că puterea noastră stă în slujirea Sfintei Liturghii, cu toată credința. N-avem cum depăși materialismul dacă nu l-am depășit în noi. Deci eu nu pot să propovăduiesc creștinismul dacă nu-l trăiesc cu sinceritate mine însumi, nu? În mine, în familia mea, cu familia mea, nu? Am eșecuri, e adevărat, dar nu mă dau bătut. Și nu trebuie să ne dăm bătuți în niciun fel. Deci aici, în biserică, la slujirea Sfintei Liturghii, este școala, este experiența. Aici trebuie să simțim că Mântuitorul este aproape. Se cere de la noi un nivel de practicare a credinței și de trăire a creștinismului superior formulei tradiționale. Cu formula tradițională nu mai facem față. Nu mai facem față. Acelea sunt valori câștigate de alții. Sunt valori care au fost cucerite în mod creator de oameni cu multe sute de ani înaintea noastră. Noi le repetăm aceste valori într-un limbaj care a devenit de lemn, de stejar, de fag, de frasin, de ulm, de ce vreți dumneavoastră, de lemn, dacă nu de fier. Cu acest limbaj nu putem lămuri pe nimeni. Trebuie toate lucrurile retrăite, trebuie redescoperite, nu reinventate. Că Sfânta Liturghie nu se reinventează. Noi nu suntem ca și catolicii să tot schimbăm, mă, nu ne-a mai rămas nimic, doar nimicuri din liturghie. Noi avem această șansă, că avem această rugăciune uriașă, extraordinar de complexă, care este Sfânta Liturghie, o rugăciune pentru grup. E o rugăciune de grup, e o rugăciune de texte, e o rugăciune de gesturi, e o rugăciune de suflet, e o rugăciune de cântare, de rostire, de tot ce vreți dumneavoastră, e o rugăciune care o facem cu sfinții, o rugăciune care o facem cu îngerii, nu? O rugăciune în care Domnul Hristos vine să fie cu noi. Deci acest lucru trebuie să devină o trăire autentică. Nu o vorba Părintelui Moga sau a colegului meu care e preotul parocal dumneavoastră sau preotul predicator, ci o trăire autentică, tineri și în vârstă, oameni buni. Deci cu aceste lucruri vom fi buturuga mică care răstoarnă carul mare. Poate să fie mare cât toată civilizația de consum a lumii noastre, la nivel global, dacă vreți. Și islamul se va împiedica în treaba aceasta, cât el de grozav și de lecție acum islamul. De lecții, vedeți, ne pălmuiește pe amândoi obrajii, ne dă și pumni și picioare în spate și așa mai departe. Și ei se vor prăbuși. Deci cine s-a dus în Dubai, de pildă, sunt lucruri care trebuie știute. Și îi vede pe aia cum trăiesc acolo, îi vede îmbrăcați corect, după Coran, cum trebuie, nu? Iar dacă urmărește pe fetele alea, pe femeile alea, brobodite în căldura aia, nu știu ce, când ajung într-un spațiu din ăsta, leapă de pe ele toate valurile și rămâne în ce credeți? În ce credeți că rămâne? Poftiți? În blugi! În blugi! Și consumă televizorul cu toate nebuniile lui, la fel ca și creștinii civilizați din Europa, creștinii cu numele. Asta înseamnă moarte și pentru ei. Nu atât de repede ca la noi, dar și pentru ei. În ideea acestei discuții, care credeți că este raportarea corectă a creștinului ortodox, fie cleric, fie laic, față de problemele politice contemporane? Întrebările le-am primit pe mail pentru Sfinția voastră. Nu fac datoria. Ce vreți să faci cu mine? Aici e hârtia. Poate să fie hârtia. Dragii mei, ați înțeles ce v-am spus? Hai să mai spun încă o dată. Nu mai folosește la nimic treaba asta, că să mă raportez, că să spun eu, că mă duc, dacă ne-a criticat la televizor aseară, nu? Deci mă duc și eu, ce să spun eu mai mult? Ce să spun? Ce să spun la televizor, că eu pot spune unor oameni concreți? Credința se mărturisește față către față. Deci din cauza asta mass media folosește foarte bine la dușmani, dar pentru noi nu-i foarte adecvată. Am greșit. Nu? Am păcătuit față de cineva? Nu. Nu, poate că da. Dar zici nu, de eu știu. Deci nu, imediat trebuie să termin. Deci nu se poate decât față către față. Nu se poate. Unde ați văzut dumneavoastră Duh transmisându-se prin televizor? Dacă dumneavoastră ați văzut, spuneți-mi și mie și chiar prin radio. Spuneți-mi și mie. Că tare m-aș bucura, atunci facem emisiuni la radio și la televizor.
Ăstea sunt și ele necesare, sunt importante, dar hotărător este lucrul ăsta unde dumneata mă vezi și eu te văd. Dacă dumneavoastră nu vedeți o licărire în ochii mei și nu vedeți o brumă de convingere și de autenticitate în ce vă spun, vorbesc degeaba. Vorbesc degeaba. Înseamnă că eu doar mă iluzionez că am o autenticitate, o am poate pentru mine sau pentru alții și nu am pentru dumneavoastră. Și atunci e ratată întâlnirea. Și fără asta nu se poate. Deci am ajuns la situația în care lupta se face, o faceți dumneavoastră, cu corectitudine politică sau fără corectitudine politică, ce știu cum o faceți, dar noi acolo unde suntem, eu trebuie să-mi salvez ca preot comunitatea mea și să salvez viul Sfintei Liturghii. Dacă am pierdut Sfânta Liturghie și relația cu Dumnezeu, putem avea o biserică beton din punct de vedere social. Beton. Nu contează. Nu contează. Spuneți, doamnă. Imediat și la dumneavoastră. Preacucernice Părinte, când am decis să vin la această conferință și am văzut tema, m-am gândit că discursul se va îndrepta spre, mai mult spre clerici. Sunt, ca să spun așa, deosebit de impresionată că cu această ocazie am văzut câtă asemănare există între familia preoților și familia laicilor și mai mult decât atât, ce atitudine trebuie să avem noi, de la mic la mare, atât la școală, cât și în viața socială, cât și la servici, față de membrii familiilor dumneavoastră. Respect, înțelegere și multă, foarte multă îngăduință. De aceea, oarecum mi-ați anticipat întrebarea prin ceea ce ați spus înainte, trebuie schimbată, cum ați spus dumneavoastră, ați folosit o expresie, că nu ne mai permitem să ne comportăm tradițional, ci cu nerv misionar. Da. Asta ce înseamnă? Acest nerv misionar trebuie să fie numai din partea dumneavoastră sau și din partea noastră. Noi ce trebuie să facem ca să dezvoltăm această conștiință creștină? Vă răspund scurt. Da. Trebuie să trăiți credința cu bucurie, cu entuziasm. Este suficient. Deci nu-i vorba de a propovădui, de a te duce, pentru că nu poți vorbi ale credinței unor oameni care nu te întreabă. Le bagiocorești valorile acestea, dacă le spui. Deci eu mă duc la parastase, zic, chemați împreună, oamenii fac parastase. La un parastas acolo, nu toată lumea care stă la masă a fost la biserică, la rugăciune. Majoritatea n-au fost. Familia parte de pomană la vecina aceea. Și acolo stă o felul de discuții. Niciodată nu mi-a venit la îndemână să provoc discuții pe teme religioase. Adică eu să continui activitatea mea. N-am putut. Poate e un handicap. Eu n-am putut. Mie mi s-a părut că nu se potrivește. Mai degrabă i-am întrebat și am vorbit despre mecanică sau despre... i-am lăsat vorbească despre fotbal sau despre nu știu ce. Ce le e drag să vorbească. Mai degrabă m-am folosit eu ca să văd cum pun problemele și ce, care e nivelul și care sunt căutările lor, decât să vin eu cu probleme de credință care nu interesează. Deci nu asta este. Și dacă eu ies fericit din biserică, mă pot duce liniștit și când dau bună ziua pe scara blocului, eu care am fost la biserică și m-am întâlnit cu unii care sunt în bloc și n-am, și eu le dau bună ziua, normal. Nu spun, am venit de la biserică sau așa. El vede că am venit de la biserică după lumina de pe chipul meu. Membrii familiei mele, când mă duc acasă, dacă eu am fost la biserică și soțul nu merge la biserică, copiii nu merge la biserică, dacă eu vin cu o bucurie, cu o dispoziție, cu o, așa și eu vin de la biserică și eu pun masa, eu aranjez, nu știu, haideți la masă cu tare, cu tare, cu o bucurie deosebită. Lucrul acesta este propovăduire. Este propovăduirea crâmpeiului de duh pe care noi îl primim și care este real și viu și pe care și alții pot gusta sau pot percepe de la noi. Dumneavoastră ați vrut să... Iertați-mă că... Nicio problemă, le intercalăm. Da, îmi gospodăresc singur relația. Mai bine. Mă numesc Mihai Chira și am absolvit facultatea de teologie. Nu sunt cleric, dar aș vrea să vă întreb cum ați depășit momentele în care poate ați fost pus în niște situații dificile și erau niște așteptări de la Sfinția voastră, că sunteți preot și poate puteți răspunde la niște situații grele sau niște drame, niște necazuri ale unor oameni și nu ați reușit, că mă gândesc că nu ați răspuns de fiecare dată de 10. Și oamenii poate au plecat de dezamăgiți. Și mă gândesc că cumva ați resimțit
problema asta în suflet. Eu nu sunt preot, dar mă gândesc că dacă aș fi, asta ar fi pentru mine un problemă. Da, dificil. Eu cred că o plec amuz dezamăgiți. Vă spun eu. Mulți au plecat dezamăgiți pentru că... Dar acum, atunci, cum gestionați în suflet? Am și eu exigențe pe care le aplic oamenilor și ăstea mă și protejează într-un anumit fel. Adică îmi protejează conștiința. Pentru că eu dacă aș gândi despre mine că eu în orice situație fac față, atunci vă dați seama eșecul, cum îl digeri, cum îl primești, nu? Dar eu spun, domnule, fac față în fața unor oameni care și ei au anumite implicare. Și atunci, dacă omul vine și mă solicită, nu, sunt oameni care vin la preot, mă rog, unii vin să cumpere case, unii să vândă case, alții să... Deci pe preot îl folosesc tot în date feluri, vezi. Dumneata, umpli din casă în casă și știi. Trebuie să știi dumneata cine vine, cine cumpără. Mai ales în diaspora, caută locuri de muncă. Ce să acolo mai vorbim? Ce să vorbim? Alea un capitol înfricoșător. Nu? Deci oamenii sau vin cu lucruri, deci el n-a făcut nimic. Adică n-a făcut nimic ca să se educe. De el are drame. Am folosit cuvântul ăsta mereu, că n-am altul potrivit. Deci el are drame. Nu se mai înțelege cu nevasta. Și ei sunt săraci, sunt la 50 de ani. Deci, nu e ca o dată în care familia să stea stabilă. Familia este pulbere, este și ea o instituție în derivă. Deci, bietul om vine și zice, acum aș aduce aminte de mine ca preot. Și zice, părinte, știți, nu mă mai înțeleg cu tare, ce să fac, cum să fac, ce să-i spun eu la omul ăsta? Că el, sunt de 26 de ani acolo în parohie și n-a fost niciodată. Ce să-i spun eu? Când el vorbește altă limbă română decât mine. Deci, bineînțeles că eu îl ascult, mă bazez pe faptul că, sincer, mă pun în situația lui, mă doare în cazul lui, nu? Poate soția lui vine la biserică, dar nu spune treburile astea, nu mi-a spus treburile astea, sau mi le spune în felul ei, nu? Și el așteaptă de la mine zicând, păi uite, nevastă mea, e ucenica dumitale. De ce îmi faci acasă? Vă dați seama. Deci îmi asum umilința de a nu putea da un răspuns. Dar cel puțin nu-mi bat joc de om. Deci el dacă îmi spune în cazul respectiv, eu îl ascult și pot să-i spun ce mai spun. Nu știu ce îi spun acolo. E clar că nu-l rezolv, pentru că și ce îmi cere el este de nerezolvat. Deci oamenii săraci, noi toți, cerem de la Dumnezeu și de la preot rezolvări punctuale ale unor lucruri care reprezintă acumulări de ani și ani de zile de biografie. Deci el trăiește o biografie întreagă și el vine, ajunge la un dezastru și el vrea să-l rezolv printr-un răspuns, printr-o rugăciune, printr-o dezlegare, Și atunci eu trebuie să-i spun, bă, nu există așa ceva. Nu există o dezlegare pe care eu să-ți o citesc 3 minute, 5 minute, 10 minute. Sfântul Vasile, în genunchi, în grămadă, facem, zicem, alumăm drași, așa mai departe, te rezolv. Cum să te rezolv, mă? Când tu, într-o biografie de 30 de ani, tu ai mers numai razna. Tu n-ai pus nimic spiritual acolo. Cum să te rezolv eu acum? Deci trebuie să parcurgi drumul înapoi cumva. Trebuie să accepți o școală. Școala asta înseamnă să vii la biserică. Nu poți să-i spui, bă, vină la biserică. Unii vin o biserică o dată de două, de trei ori, am un tânăr care a venit la biserică să se însoare. Nu mi-a spus-o, de la așteptarea asta a avut-o. Că a zis că dacă vine la biserică, îl se însoare. Și aflu pe alte căi, ce nu mai vine tânărul cu tare? Păi ce-o fi cu el? Că părea băiat credincios și așa. Nu mi-a spus. Păi ce a crezut că totuși, dacă vine și sfinția ta ești așa, cumva și nu știu ce, și faci rugăciuni și el se însoare. Și nu-i niciun semn de însurătoare. Deci cum să-i spun eu omului, bă, eu nu te pot însura. Fii om cu minte. Ce însurătoare aia care să ți-o rezolv eu printr-o rugăciune? Păi tu dacă ești mameluc, ești un amărât, ești în seară să-ți găsesc o nevastă, păi ți-o găsesc eu? Cum să ți-o găsesc eu? Deci sunt dezamăgiri pe care omul le merită. Și atunci eu nu fac probleme de conștiință deosebite. Dacă nu vine la biserică și nu s-a lăsat exersat, dacă eu fac slujbe, și spovedesc în fiecare săptămână, am două, trei ședințe de spovedanie și el n-a venit. Și când mă solicit, eu nu pot. Îl refuz. Mie mi se pare că am dreptul să-l refuz. Și n-am nicio mustrare de conștiință. Acolo unde dramele nu sunt cu acești dramele sunt acolo unde omul frecventează
unde este nelipsit de la slujbă, unde l-a ascultat pe Părintele Moga 20 de ani sau 15 ani sau 10 ani și n-a înțeles nimic. Și mă cere, îmi cere lucruri pe care n-a înțeles că eu nu-i le pot da. Eu pot să ascult, pot să stau lângă el, putem să ne rugăm lui Dumnezeu, nu? Deci ești bolnav de cancer. Tu vrei să te vindeci. E foarte frumos că vrei să te vindeci. Face rugăciune, face în Sfântă Mastru, face cu tare. Dar la un moment dat nu trebuie să accepți că la nivelul la care este omenirea acum, boala aceasta este îngrozitoare și că nu prea are vindecare. E doar o amânare. Ce să fac? Ce să fac? Sau oameni care se supără că a murit tata. A murit tata și vin la mine și se uită cu reproș. Că eu sunt preot și eu sunt cumva cu Dumnezeu și că Dumnezeu a murit tata. Cum să-i explic eu unui om care n-a venit la biserică faptul că Mântuitorul Hristos însuși în condiția lui umană a trebuit să suporte moartea? Și că moartea nu face Dumnezeu. Că dacă e să vorbim pe cinstite, Dumnezeu este cel care vine lângă mine și mă ajută să lupt împotriva morții, bolii, bătrâneții și morții. Iar biserica îmi promite și propovăduiește sus și tare că va veni un moment când bătrâneția, boala și moartea vor fi definitiv desfințate, la învierea de obște. Când tuturor ne va da Dumnezeu un trup în care să nu mai existe aceste tare, acest morb, nu? Cum nu mai există în trupul lui. Cum se explică treaba aceasta unui om care cochetează cu ateismul? Dar care trebuie să vină la tata, la biserică, cu mordul, cu nu știu ce, și să solicite tot ce facem noi acolo și cum să... Deci îl dezamăgesc. Îl dezamăgesc privindu-l sau îl dezamăgesc pentru că nu pot să-i dau explicație de ce a murit tata. A făcut un cancer rapid și a murit. Nu pot să dau explicație. Dar pot mărturisi acest lucru cu sinceritate. Nu pot da explicație. Moartea nu ascultă de mine, preotul, cum nu ascultă nici de nimeni. Eu mă pot lupta, te chem la Sfânta Împărtășanie, ca să iei în trupul tău, nu numai în sufletul tău, o sămânță de nemurire, dar care în etapa aceasta nu-i de natură, să te facă pe tine nemuritor. Vei trece și după moarte, cum a trecut și Mântuitorul Hristos. Dar vei învia. Dar asta nu pot spune un om care cochetează cu ateismul. Asta o știu eu și mă uit cu durere la el, că sunt neputincios în fața, de fapt, a neputinței lui. Deci, înveți, luând, abordând cu sinceritate lucrurile, înveți să suporți umilința de a nu putea răspunde din cauza lor, din cauza ta, și te duci mai departe. Ce să faci? Adică nu sunt Dumnezeu, nu rezolv toate lucrurile. Eu rezolv ce pot rezolva. În ce anume să fim exigenți noi cu noi înșine, în special noi femeile? Oh! Puteți pune întrebări și în scris. Și rog pe cei care stau în picioare. V-am tot făcut semn. Poftiți și luați loc, că sunt locuri libere. Sunt scaune libere. Da. Poftiți, stați acolo în picioare. Poftiți. Cu curaj. Părintele, colegul meu știe și alți colegi că nu mănânc oameni. Puteți veni în față, că nu. Deci, eu, cu ajutorul lui Dumnezeu, terminăm treaba, eu mă duc la treburile mele, dumneavoastră rămâneți cu ale dumneavoastră, așa că n-am ce pierde. M-ați înțeles? N-am ce pierde dacă o spun pe aia dreaptă. Și pe aia cum să cade. De-aia v-am și chemat. Feminismul este și el într-o mare cumpănă. Dumneavoastră, femeile, vă bucurați acum de o șansă deosebită. Adică de o libertate și de o egalitate în societate cu bărbatul. E un lucru pe care corectitudinea politică construită începând de prin perioada interbelică, l-a cucerit pas cu pas. Și nu e rău. Poate că nu e rău. Dar oare viața de familie dezastruoasă din zilele astăzi nu vine și de aici? Vine soțul băutor, soțul face nu știu ce, gântare, gântare, nu știu ce. Dar dumneavoastră, femeile, n-aveți nicio vină? Ia gândiți-vă dumneavoastră, puteți să intrați în condiția biblică a ascultării.
Pentru că vorbim despre a retrăi creștinismul, a retrăi preceptele credinței creștine. Păi, dar nu le puteți lua așa numai pe feliuțe. Deci acolo spune foarte clar Sfântul Pavel, votați-l Sfântul Pavel și vedeți cum a atacat problema aceasta a feminității. În orice caz, n-a dat drepturi foarte multe femeilor. Nu în sensul că femeile ar fi ființe inferioare, nu. Dimpotrivă, dacă suntem foarte atenți, Ioan Alexandru, Dumnezeu să o odihnească, în comunism, în anii 70, la mănăstirea Sinaia, spusese la un moment dat, era un sfârșit, zice, femeia este cea mai perfectă creație de pe fața Pământului, dacă putem exprima felul acesta. Este superioară bărbatului. Pentru că în ordinea creației, lucrurile desăvârșite apar la sfârșit. Femeia este ultima creată, ea n-a fost creată din pământ, cum a fost creat Adam, ci a fost creată din materia ființei, din materia persoanei, așa zicând, din care s-a desprins. Nu? S-a citit ieralte pe la paremiile slujbele de săptămâna aceasta, chiar acest lucru. Deci nu e vorba de a denigra femeia, de a coborî feminitatea, ci împotrivă. Sunteți într-o mare ispită, într-o mare încercare de a vă rata identitatea dumneavoastră. Femeia nu e bărbat. Am vorbit ca Băsescu. Iadul e bărbat. Nu? Simplu de tot. E altă ființă. Și bărbatul e altă ființă. Deci să nu umblăm cu șofărlica și cu lucruri de felul ăsta. Egalitatea noastră este în fața lui Dumnezeu, este din punct de vedere spiritual, a spus Mântuitorul, nu vor fi nici nu sensoară, nici nu sămărite, ci vor fi ca angele din ceruri. Acolo va fi biruința Duhului, așa zicând, și ființa trupească va copia condiția spirituală, care este egală, ca angele din ceruri, nu? La bărbat și la femeie. Dar deocamdată, în condiția noastră, femeia are o nedeplinătate care cere protecția bărbatului. Nu ai cum să te bucuri de protecția bărbatului dacă nu ai o anumită supunere. Dacă nu ai o condiție a ta. Cum îți descoperi și străiești feminitatea ta și maternitatea ta dacă tu nu înțelegi această condiție care definește feminitatea? Nu-s că nu. N-am reprezentări de-astea rele vis-a-vis de femeie sau de. Nici vorbe de așa ceva. Dar e o problemă la care trebuie să vă gândiți. Deci nu îmi cereți mie soluții. Că eu sunt bărbat, nu pot să-mi dau seama cum e. Constat cervicia, încăpățânarea actuală a femeii care tinde să preia frâiele familiei. Bine, bărbatul e magălut, e mișel, e nu poate, nu știu ce, cu tare, vezi tot mai multe femei care sunt viguroase, cum să spune că în pasarabe. Bărbații bețivani, femeile au dus casele și familia, muncind și păgânge, nu știu ce. Bun, poate pot fi așa, dar trebuie totuși să aveți grijă, pentru că nu poți să-l luați bărbatul. Și din cauza aceasta apar foarte multe lucruri. Bărbatul fiind dat deoparte, el nu-și poate digera, nu poate accepta această condiție în care poziția lui de mariat, așa și de conducere, este negată. Și atunci apar tot felul de situații, de derapaje, de lucruri ticăloase. Deci în mâna femeii stă izbăvirea. Acum trebuie făcut joi, nu știu ce acțiuni, sâmbătă acțiuni, marș pentru familie, pentru femeie, pentru nu știu ce. Bun, ideea e frumoasă pentru femeie, ca și gând, toți bărbații trebuie să fie mai atenți la femei. Bun, bărbaților, fiți mai atenți la femei, prețuiți-le, respectați-le, că vă sunt superioare. Simțul lor, sensibilitatea lor, relația lor cu Dumnezeu este ultima care se pierde. A noastră, bărbaților, se pierde mai întâi, nu? Dar, dincolo de asta, femeia este cea care trebuie să aibă o concepție superioară despre ea însăși. Dacă o fată nu are o concepție și nu are o exigență față de ea însăși, cum vreți să se civilizeze lumea? Cum vreți? Dacă fetele pe care le-am crescut, fiicele noastre, nepoatele noastre, trăiesc cum trăiesc și ele nu au exigențe față de feminitatea lor, față de condiția lor, dacă ele nu cer să fie cu adevărat protejate, nu?
Dacă ele nu impun o condiție, nu sunt prințese. Dacă ele nu sunt prințese, cum vrei să aibă soartă de prințese? Cum vreți? Dacă ele sunt altceva decât prințese, nu? Deci problema cu femeia stă în mâinile femeii, nu stă în mâinile bărbatului. Ascultați ce vă spun. Femeia are atâta putere asupra omului, asupra civilizației, asupra societății, cum nu se poate imagina. Ce dumneavoastră bărbații nu știți cum e? Dacă zâmbește soția acasă, zice așa cu mâncărică bună și te întreabă una și alta, îi dai tot. Și salariu, și îi cumperi, și de-alea, și de-alea, și așa mai departe. Nu spuneți mie povești, că știți cum funcționează treaba. Dar pentru că vreți întâietate și vreți să vă dea dreptate și vreți să impuneți puncte de vedere și vreți să nu știu ce, nu așa se impune. Vorbă blândă, vorbă bună, fiți mame, fiți soții și veți vedea ce descoperiți. Veți vedea ce descoperiți. Ce chei extraordinar veți în mâna dumneavoastră. Eu cred că am răspuns, nu mă duc mai departe, destul. Care credeți că este raportarea corectă a creștinului ortodox, fie preot, fie laic, față de problemele ortodoxiei contemporane? Cel mai la îndemână exemplu este Sinodul Panortodox, ce se apropie din luna iunie. Vi se pare corect ca, în afară de rugăciune și informare, să-și expună public părerile? Oamenii? Da, creștini. Fie preot, fie laic. Eu cred că omul, și românul prin excelență, se pricepe la toate. La religie, în primul rând. Veți vedea oameni care habar n-au, dar care dau soluții, se pricepe extraordinar. Dar ce soluții dau patriarhului? În primul rând, patriarhului. Ce soluții extraordinare. Deci eu, dacă aș fi patriarh, aș face așa și lege. Dom'le, nu suntem călugări. Nu suntem episcopi. Nu suntem mitropoliți, nu suntem întâi stătători de biserici naționale, nu suntem. Deci eu cred că trebuie să fim mai cuminciori în privința asta. Cum ne exprimăm și ce părere are. Ce știi tu despre treaba aceasta? Trebuie să știi, uite, o să mă critic. Trebuie să știm, părinte, că poporul trebuie să-l susțină. Bun, te informezi și câte și câte. Și ce soluții ai? Nu trebuie să te lași învățat? Deci asta e o altă ispită în lumea contemporană în care călugări, oameni simpli, sau oameni mai puțin simpli, dar călugări care sunt undeva sub ascultare. Mireni, dumneavoastră, preoți simpli de parohie ca și mine, suntem foarte deștepți. Noi avem soluții. Noi ne exprimăm în legătură cu ecumenismul, cu neecumenismul, cu teme mari, cu nu știu ce, și suntem foarte deștepți și dăm note Sfântului Sinod, dăm note episcopilor, dăm note preoților, dăm note bătrânilor, suntem extraordinar de deștepți. Bun, eu nu sunt. Nu vreau să fiu. Am voie? Da. Bun, mulțumesc. Altă întrebare. S-au impuziat întrebările. Uitați în spate acolo. Teolog. Ia să vedem, prieteni. A, nu e teolog, e tot un teolog mai mic. Da. Mă iertați. Ați folosit conceptul creștin practicant și se folosește foarte des, creștin practicant, creștin nepracticant. Cum îl vedeți ca adevăr lucrul ăsta? Pentru că... Dragul părintele, creștinul practicant este omul care vine duminica la Sfânta Liturghie. Cu asta se începe, de aici se pleacă. Deci e piatra de temelie. Să nu spuneți că sunteți creștini practicanți pentru că dumneavoastră aveți pe Dumnezeu acasă și vă puteți ruga și acasă foarte bine și frumos. Dacă spuneți treaba aceasta, nu vă trec la lista de creștini practicanți. Creștinii practicanți, din punctul meu de vedere, sunt creștinii care aparțin unei comunități practicante. Nu poți fi creștin de unul singur. Asta înseamnă o atitudine protestantă. Deci noi, mulți dintre noi, suntem protestanți fără să știm. Protestanți sunt cei care singur citesc Biblia și o explică, singur dau de Dumnezeu și n-au, ei știu ce fac și cum fac, n-au nevoie de preoți, n-au nevoie decât de pastor să conducă nu știu ce. Noi suntem comunități. Mântuitorul Hristos se întrupează într-o comunitate euharistică, o numim noi, adică o comunitate care slujește Sfânta Liturghie. Nu se întrupează în câte unul, care sunt disparați prin bloc pe colo, pe colo. Noi facem împreună experiența vieții ecleziale, adică vieții de parohie.
Ești creștin practicant când aparții unei parohii și dacă aparții unei parohii, vii duminica la biserică. De aceea am zis, am două tipuri de parohii. O parohie administrativă, care e numită parohie în acte, dar care nu există din punct de vedere spiritual. E doar un deziderat, doar o propunere, doar o provocare ca ea să devină. Dar nu e. Și o parohie vie, o parohie adevărată, care alcătuiește, care compune, mă rog, care, sau care e alcătuită din oameni care frecventează duminică de duminică Sfânta Liturghie. Aceiași oameni. Am fost la Mănăstirea Sinaia, am slujit acolo, persoanele prezente la slujirea Sfintei Liturghii erau permanent altele, un eșantion extrem de scăzut, doar cei câțiva călugări care erau acolo, și un eșantion extrem de redus ca număr de creștini din zona geografică a Mănăstirii Sinaia, stăteau mai în față acolo, Naos, nu? În rest, erau oameni, erau în dute vină, nu? Oameni care unii erau la început, alții la mijloc, alții la sfârșitul liturghiei, stăteau 5-10 minute, plecau, puneau lumânări, plecau și așa mai departe. Acolo nu era o comunitate. Deci comunitatea o văd acolo unde aceiași oameni se întâlnesc în același loc. Asta e comunitatea. Nu te duci la preotul cu tare că face minuni, că citește el mai răspicat ca Părintele Boga și cu așa obligă Duhul Sfânt să vină și să te însoare, să te mărite, să te însănătoșească. Nu există așa ceva. Comunitatea este alcătuită din oameni care vin cu minte, repetând gestica prezenței la biserică, duminică de duminică, cu preotul lor, mai bun, mai rău, mai cum e preotul lor, îl iubesc, cu el slujesc, cu el se spală pe cap, cu el așa și mai departe. Ăsta e preotul lor. Că dacă nu-ți place, duci în altă parte și încerci să devii membru altei parohii. Dar să fii membru viu al altei parohii. După luni de zile, deci eu văd o anumită statornicie a lucrului, cam după 3/4 de an de frecventare permanentă. Deci vreau să știți că dacă lipsești mai mult de 3 duminici consecutiv de la Sfânta Liturghie de duminica, s-a cam rupt legătura harică pe care o ai cu comunitatea vie. Băgați bine de seamă. Deci nu vin fiecare duminică, dar măcar ai lipsit o duminică, următoarea trebuie să vii, ai lipsit și a doua, a treia, dacă n-ai venit, salut, încep de la zero. Pentru că cu fiecare Sfântă Liturghie se începe un proces de naștere spirituală a ta, care este subconștient și conștient, deopotrivă. Și acest proces trebuie să continue ca să pot ajunge la forme perceptibile, trăibile conștient. Tu trebuie să adaugi, să retrăiești experiența participării la Sfânta Liturghie la început, așa, ai plonjat, nu știi mai multe. Dar prin repetare începi să pricepi, vezi mișcările, începi să recunoști anumite lucruri, preotul îți mai explică, mai înțelegi și din explicația lui și ușor, ușor, nivelul conștient de participare se ridică, se intensifică de participare la Sfânta Liturghie. Acest lucru, vă dați seama, e ca o reînnoire a unei legături harice, care dacă se face în fiecare duminică, ai șansa ca acumularea să fie, după cuvântul Sfântului Serafim de Sarov, să fie mai consistentă, nu? Dacă nu faci treaba aceasta, fiecare început de liturghie, am spus, este un început care așteaptă continuare. Omul care vine în noaptea de Paști la biserică, el are o experiență punctuală, după care nu mai vine nimic până anul următor. Deci nu face decât ca și când înveți litera A permanent. Sau te duci la școală pentru lecția cu litera A. De ce omești, bă, să tot repezi lecția cu litera A? Bă, nu ți-e rușine? Chiar așa de bătut în cap, să nu poți învăța și litera B și C și așa mai departe? Deci dacă vrei să faci o treabă, să înveți un alfabet, să înveți un limbaj, să intri într-o relație adevărată cu Dumnezeu, trebuie să faci ce depinde de tine să faci. Că nu să se cere enorm. Să se cere să fii prezent. Să fii prezent în momentul în care preotul a adus în numele tuturor celor prezenți jertfa de pâine și de vin, acolo pe Sfânta Masă, face rugăciunile care sunt de făcut și tu ești prezent la împlinirea acelui cuvânt teribil pe care îl zice preotul, trimite, Doamne, Duhul Sfânt peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Peste noi, toți cei prezenți. Deci acolo se face legătura. Și dacă îți mai reușește să te mai și împărtășești cu o anumită regularitate, cât mai des,
Nu? Adică ești de acea natură practicant, nu trebuie altceva. Restul vine de la sine, crești firesc de la sine. Pentru că ceea ce primești la biserică se confruntă permanent în sufletul tău cu toate provocările cotidiene ale vieții tale, cu toate provocările societății, ale familiale, ale tale, mă rog, ale vârstei tale. Că ai situații de vârstă, domnule, eu nu mai sunt omul care am fost acum 20 de ani. Am teme de viață care vin din mine, datorită vârstei, neputințelor mele, tembelismului din mine, de bătrân, deci așa mai departe. Astea sunt teme care intră permanent într-o confruntare cu învățătura, cu harul, cu participarea, cu disciplina religioasă și permanent trebuie să rezulte ceva, un răspuns, o concluzie. Totul e viu, nu este o dată pentru totdeauna. V-am răspuns la întrebare? Păi, n-ai fost mulțumit, ți-am spus ce înseamnă. Putem să-i numim pe aia cum i-ați numit din odată la Paști creștini? Nu. Sunt creștini în așteptare. N-am ce face. Deci n-ar rost să vă păcăliți. Nu vă spun, pe ce să fac cu el? Pentru că ce? Nu mai dezvoltăm, că n-ar rost să dezvoltăm, e clar. Părinte Mogan, 38 de ani de preoție. În urma experienței de 38 de ani de preoție. Care credeți? Care credeți că este momentul cel mai delicat sau provocarea cea mai delicată sau momentul de cotitură cel mai greu pentru un preot? Când? Care? Unde anume? Sau ispita cea mai perversă, cea mai subtilă? Când este cel mai greu pentru preot? Cel mai greu pentru preot este spovedania. Așa. Și mormântarea. Deci două experiențe teribile în care nu ești scutit, adică nu, situația nu are milă cu tine ca preot, ca să te poți spiti după Sfântul Iconostas, așa zic că nu știi. Adică să am între mine și realitate ceva protector, în care eu să pot fi corect, dar să nu se vadă că am probleme, că sunt eu însumi în criză. Nu pot treaba aceasta. Pentru că spovedarea ortodoxă, făgându-se față către față, nu ca la catolic, în care șopo-șopo la urechea lui acolo nu-l văd și eu trebuie să dau niște răspunsuri corecte din punct de vedere al învățăturii. Omul care se spovedește la ortodox, se uită la mine, eu mă uit la el, cum să-l trișez? Ce preot e ăla care își imaginează poate trișa? În a asculta, în a compătimi cu omul, nu? Ori acest efort este foarte greu. Și acest efort este greu pentru că nu se face cu două, trei persoane și pe urmă te duci acasă. Și presiunea oamenilor este să faci acest lucru cu 50, cu 20, cu 30, nu? Cum rezolvi treaba aceasta? Fără o comunitate stabilă, care să explici 10 ani la rând problema și pe urmă să introduci un sistem controlabil în care te înscrii la spovedanie, în care îi spovedești 5 persoane. Eu spovedesc în postul ăsta 5 persoane. Colegul meu care mă ajută e mai tânăr, spovedește 7. Dar nu 70. Nu spovedesc în săptămâna patimilor, ai o batjocoră. Să vii să te spovedești la preot în săptămâna patimilor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că l-am smuls pe preot de la slujbele pe care el trebuie să le facă în cinstea Domnului Hristos. Săptămâna patimilor ia Mântuitorului Hristos. Toate lucrurile care trebuie făcute atunci sunt pentru El. Să participăm la tot drumul Calvarului, pas cu pas, începând de la Sâmbăta lui Lazar, în continuu, prin Duminica Florilor și celelalte. Ori tu dacă atunci ți-ai adus aminte și atunci vrei să fii servit, înseamnă că ești alături cu drumul. Și îl musmul și pe preot de la ce trebuie să facă el. De la slujbele de dimineață, de la slujbele de seară, în care trebuie să mergi în crescendo până la joia celor 12 Evanghelii, vinerea Prohodului și sâmbăta teribilă a coborârii Domnului la iad. Nu? Deci, spovedania e un lucru foarte greu și disciplina... Deci mi-a venit mie, duminică dimineața, la mine unde programul era deja făcut, scris ziua cu tare, oamenii s-au înscris înainte, băgata, s-a făcut. La ora m-am dus de vreme, trebuia să scos, vă pregătesc, liturghiile de peste săptămână, nu? O familie, soț, soție, copil. Nu i-am văzut, nu i-am văzut, nu i-am văzut parohia mea.
În București cred că sunt frecvente treburile astea, nu? Frecvente, la mine e controlabil, că e parohia stabilă, nu? Deci la 7:30, când mă duceam eu la biserică, sau la 7:15, era de vreme. Zice, părinte, am vrea să ne spovedim. Ce să-i spun eu omului? Păi zic, nu vă cunosc, ce suntem de la Bănești, adică o localitate vecină. Suntem de la Bănești să ne spovedim. Zic, uitați-vă, uite acolo la căietul ăla, că eram în pridvorul bisericii închis, în casa scărică. Zic, uite la rog, ce scrie? Spovedanii, programare, spovedanii și așa zic. Acolo, eu nu spovedesc, cu programare. A plecat omul zicând, ce popofiș ăsta. Nu? Deci, e foarte greu să faci disciplină cu oamenii și atunci preotul trebuie să rabde, să spovedească în săptămâna patimilor, să spovedească când e oamenii. La București mai greu faci disciplină decât la un sat unde oamenii pot fi disciplinați. Deci e dramă, vă spun eu, e dramă. Ce spovedanie e aia când oamenii stau la un metru de cel care spovedește, când e o grabă. Bineînțeles că e foarte greu de așteptat să-ți vină rândul, dacă-s 20, dacă-s 25, iar omul dacă vine și vine rar, vă dați seama câte are de spus? Vă dați seama câte are de plâns acolo? Iar eu fierb, pentru că mă uit la ăilalți că așteaptă. Cum îl ascult eu pe omul ăsta? Ce calitate are? Deci nu doresc nimănui să spovedească în aceste condiții. În mormântare. Mormântarea aduce în biserică oameni care nu vin la biserică. Aduce familia îndurerată, care este grav lovită de situația respectivă. Nu-ți duci la biserică de cele mai multe ori. Majoritatea celor care au mormântări și servicii. Nu sunteți puțini. Câte slujbe provocați dumneavoastră, nu la biserică? Puține. Majoritatea slujbelor sunt mormântările, cununii câte mai sunt și nu sunt în Italia și botezul de asemenea câte nu sunt în Spania, nu? Adică astea sunt slujbele pe care tradiția le mai obligă să le facă preoții. Dar mormântarea aduce oameni îndurerați, poți să-i cerți, poți să le faci școală atunci. Trebuie să faci școală, orice slujbă cere mai întâi o predică pregătitoare de școală, eu o fac de multe ori. Adică nu țin predica la sfârșit, țin la început. Ca să stabilim niște lucruri, să venim asupra unor minime chestiuni, că altele așteaptă de la mine ceva, eu nu le pot oferi acel lucru, pleacă nemulțumiți. Eu spun, măi, cu slujba asta, e asta, trebuie asta, cu tare, hai să ne concentrăm, să fim atenți, nu știu ce. Ce pot face eu la mormântare? Ce lecții să le dau eu oamenilor? Că oamenii sunt năcăjiți ei destul, nu? Ce se mai năcăjești eu? Și atunci trebuie să fac slujba în condițiile date, ceea ce înseamnă ceva foarte neplăcut. Slujbele sunt odihnitoare, sunt o bucurie, sunt ceva foarte frumos când oamenii care participă la slujbă sunt oameni școliți. Școliți în ale bisericii. Atunci e o bucurie, e ceva extraordinar. Pentru că simți dialogul sufletesc care se creează, nu e nicio discrepanță, nu e nicio curiozitate ciudată, nici o privire critică, nici o poveste, dar să nu e o indiferență, nu? Slujbele de sâmbătă. Îngrozitoare, pentru că aduc parastasele aduc oameni care nu vin la biserică. Nu se leagă nimic. Aceeași liturghie este un chin. Pentru că efortul pe care îl face preotul și strana și 2-3 care mai știu, nu poate covârși gradul de indiferență, lașitatea, cum să spun eu, criticismul și poziția și participarea necorespunzătoare oamenilor la o slujbă care e de intimitate. E o slujbă de relație până dincolo. Deci eu mă întorc să fac binecuvântarea cea mare și în fața mea, la 10 pași, stă un participant cu mâinile în buzunare, dar și așa făcut, așa, cu bazinul împins înainte. Nu cruce, nu închinăciune, nu nimic. Deci el și săracul nu simțea că e aiurea în tramvai. Cum s-o prestura să zic, măgarul ieși afară? Cum să-i zic treaba aceasta? Dar eu am gândit-o. Adică eu am gândit-o, bineînțeles că am gândit-o. A trebuit să mă întorc în altar și să îmi topesc gândul respectiv, să mă despart de el ca să pot să iau dialogul cu Mântuitorul Hristos. De ce chipă? Sunt greu de depășit momentele acestea delicate, de ispită, cum e unul ca acesta, din timpul Sfintelor Slujbe. Fiecare preot are divăcia lui și felul lui în care întâi greșește, întâi eșuează, situația se repetă până când învață o formulă cu care să rezolve situația. Că dacă el nu vrea să învețe, atunci a murit. Trebuie să învețe o situație să iasă din această problemă. Și să iasă cu un răspuns care să salveze viul
condiției lui de preot. Nu? Adică să regăsească cumva capacitatea de a gândi din nou pe Mântuitorul Hristos, de a se raporta la lucrul acesta, de la avea conștiința că El slujește, că cheamă Duhul Sfânt, că se sfințește pâinea și vinul, trupul și sânge Domnului, celelalte care sunt lucruri. El dacă nu le trăiește și nu le gândește, cum să le facă? Vă imaginați că preotul zice numai niște vorbe și vorbele se fac așa. El nu trebuie să participe cu conștiința lui, cu convingerea lui de aceste lucruri. Deci vă dați seama ce important sunteți? Lăsați-mă să spun acest lucru. Vă dați seama cât de important sunteți dumneavoastră cei din biserică, că ziceți preotul. Bă, nu poate face singur preotul. Trebuie să vadă în ochii dumneavoastră, în participarea, trebuie să vadă că veniți după el, că îl susțineți. Că dumneavoastră sunteți cumva în pas cu etapele liturghiei, cu ce să cere și cum să cere. Altfel, te întorci, bineînțeles, preotul stă cu spatele spre dumneavoastră. Ce bine că stă cu spatele, nu? Dar din gând în gând ne întorci și vezi. Păi dacă eu când mă întorc, îl văd pe om că tocmai atunci pleacă din biserică. Deci într-o ignorare completă a faptului că eu dau binecuvântarea cea mare, care e pentru el. E pentru el, nu e pentru mine. Nu? Pentru cei care... Și el pleacă indiferent. Deci vă dați seama, e... ceva se stinge în sufletul tău. Apare mâhnirea? Sau... Absolut, absolut. Și tu trebuie să, pentru cei care sunt în biserică, care au dreptul să continui slujba, nu trebuie să te lași birbi de această situație. Dacă majoritatea sunt așa, indiferenți, e foarte greu să reziști. Să nu ca sub ispita dezamăgirii. Păi, te bântuiește, sigur că te bântuiește, da. În viața unei familii creștine, poate exista și un animal de companie? De exemplu, în București, din 6 familii dintr-un bloc, 5 au un câine sau un pisic. Și copii? Nu prea. Copii, nu prea. Poate că întrebătorul stă într-un bloc unde e situația asta. De ce să negați? Nu se poate generaliza când o București. Dar poate că acolo întrebătorul are o asemenea situație. Că în scara blocului, 5 din 6 familii au mutare. Deci, n-are drept să întrebe. Are, cum să are. Dar nu e și bun. Ce nu-i bună? Întrebarea sau ce? Nu, nu. Întrebarea este foarte bună. Nu, fapta. Deci care e răspunsul? Riscăm să supărăm pe cei care au animal de companie? Nu știu. Nu, cred. Nu. Păi poate să se supere. Poate să se supere. Deci ai animale de companie. Măi oameni, săptămâna trecută s-a citit din Biblie, am făcut referire, nu? Înainte de a fi Eva, Dumnezeu l-a pus la probă pe Adam. Trebuie să știți treaba aceasta. Deci omul creat, Dumnezeu l-a pus la probă. Cum l-a pus la probă? A trecut prin fața lui toate făpturile pe care Dumnezeu le crease. Și Adam le-a pus nume. Deci vă dați seama ce înseamnă asta? A văzut privighetoarea și a zis privighetoare. Acum, poate Adam ăla de atunci la început nu a știut românește, dar noi așa ne exprimăm, nu? Sau poate că mai știți, poate eu fiind știu românește. Poate că era român. Adam. Iertați-mă, vreau să vă odihnesc ca să mă puteți o... Deci, le-a dat nume și zice, nu s-a găsit persoană pe potriva lui Adam. Oameni buni, nu glumim cu trebuie asta. Deci, nevoia de dialog, nevoia de companie, care a gândit-o Dumnezeu pentru om ca ființă socială, așa zicând, a cerut acest examen. Examenul s-a desfășurat. Adam a dat nume tuturor viețuitoarelor. Nu s-a găsit ființă pe potriva omului cu care nu se poate intra în dialog. Ce vorbesc mie de animal de companie? Atunci Dumnezeu, zice, l-a adormit pe Adam și a luat coasta lui și a făcut femeia. Și atunci Dumnezeu a văzut femeia și a spus, iată, ea se va numi Isha, căci din bărbatul ei care s-a luat, adică ea se va numi oamă, că din om s-a luat. Așa ar trebui să traducem. Sau se va numi bărbată, că s-a luat din bărbat. Și a dat prima dată Adam nume femeii sale. Abia cu acest semen, cu această persoană care e alta decât Adam, dar este pe potriva lui, omul poate stabili un dialog, poate avea. De singura companie este între om și om. Nu mă umblați mie cu lucruri de foilele ăsta, că nu merge. Pe cine vreți să înșelați? Deci acolo este o ratare. Acolo unde este nevoia de animal de companie, este ceva care nu merge. Este un eșec sufletesc.
este o lașitate, este o prăbușire lăuntrică, o neputință, o frică de om, o frică de om. Nu vreau să spun de alte lucruri, o frică de om. Că omul e dificil, relația cu omul e foarte grea. Relația de familie, bărbați, femeie, nu-i așa, părinți, copii, e foarte greu între persoană și persoană. Orgoliile noastre, mândrile, personalitatea noastră. Persoană și persoană, nu? Dar și personalitate către persoană. E foarte greu acest lucru. Și atunci oamenii evită, ies din această luptă care e provocarea noastră pe timp de o viață. Până la sfârșitul vieții noi trebuie să ducem această luptă, această provocare, această încercare de a găsi permanent o relație, o soluție la relația cu semenul. Cu semenul imediat de lângă mine și cu semenul mai departat. Deci când iei câinele și pisica și nu știu ce și le faci animale de companie, este foarte comod. Pentru că animalul are un fel de suflet, el răspunde cu anumită căldură, care ție trebuie, dar cum să spun, nu te obligă la nimic. Nu te obligă. Deci e ceva de un egoism și de o... Să nu vorbim. Sunt niște boli sufletești acolo, care nu trebuie să le numim noi acum, că are ce nu te contrazici. Auziți? Nu te contrazici. Animal. Niciodată. Ba te contrazice când îi faci poftele, lasă, te contrazice. Urmărim și ora. Da? Urmărim și ora. Dacă ne puteți spune care ar trebui să fie atitudinea în așa fel încât spovedania să rămână în cadrul spovedaniei, să nu se transforme în consiliere psihologică. Am impresia că este o problemă aici. Mă războiesc de o viață întreagă cu tematica aceasta. De o viață întreagă. Înainte de a ne apropia de postul Paștilor, ca soluție de... Eu ies la pensie anul acesta. Zic, mă, acum am și eu curajul, rup și eu pisica. Că acum la sfârșit trebuie să mă înghită oamenii așa că rezolve fiecare cum poate, nu? Dar trebuie să mă răcoresc și eu. Și am adunat toți oamenii dificioși care vă interesează să vă mai spovediți la mine, să veniți să stăm de vorbă. Și am făcut o fel de conferință, un fel de școală de vreo 2 ceasuri jumate, cred că a durat, cu o expunere de probleme și detaliind lucrurile. Deci, nu poți, cinstit fiind, nu poți să separi lucrurile așa cum ar fi comod să le separi. Să zici, măi, la spovedanie discutăm sau sunt lucruri pe care le spui recunoscându-ți păcatele, nu? De obicei, spovedania este alcătuită din plânsorile, din regretele, din nu știu ce să mai spun, legate de bolile trupești, de bolile sufletești, de neșansele, de biografie, de lucruri de felul acesta. Omul trebuie să spună cuiva. Deci eu cred că acest aspect, care e o medicină sufletească, nu poate fi refuzat. Deci n-ai cum să-l refuzi. Dar nici nu pot să-l numesc spovedanie 100%. Cu toate că eu fac dezlegarea, dar n-am un control. Deci e o situație pe care n-am cum să o rezolv. Eu fac o formulă de finală, dezlegarea finală, care e de sfântă taină și care ar presupune un material, adică un material între mine și omul respectiv care e de sfântă taină. Ce-am făcut? Ca să pot să ajut cumva oamenii pentru o spovedanie. Dar n-am un efect. Adică oamenii care s-au spovedit după aceea, s-au spovedit eu cum au știut. Absolut. Ce le-a spus? Măi, oameni buni, ea se numește Sfântă Taină. E o Sfântă Taină însă nedesăvârșită. Nu-i foarte bine șlefuită. Gândiți-vă cum are loc botezul. Gândiți-vă chiar Sfânta Părtășanie, în cadrul Sfintei Liturghiei, dar ce lucruri precise, dar cum, dar mișcări, dar cutare de cutare. Spovedarea ce are? Știi precis că trebuie să fii, stai în genunchi, poți să stai și șezând, stai față în față cu preotul, să citești rugăciunea de pregătitoare, de așa mai departe, vorbește și preotul. Deci e un dialog, nu-ți controlează nimeni și nu-ți dictează cum trebuie să fie acest dialog. Cine vorbește primul? Vorbește penitentul? Vorbește preotul? Deci nu e stabilit, nu a spus nimeni cine că așa trebuie să se facă sau așa. Deci e foarte ca un material plastic, ca un material plastic, nu în sensul de material plastic, pun și de stea. Ca o plastilină, ca o argilă pentru sculptor, nu? E un material lăsat la îndemâna preotului respectiv, care e o persoană concretă,
și a omului care se spovedește și care e tot o persoană concretă, nu? Ei doi fac creează împreună materialul unei spovedanii sau constituie urzeala unei spovedanii care este un unicat. E un unicat, că nu seamănă ce va face același preot cu următorul. Tânăr, bătrân, femeie, fostă la biserică, nefostă la biserică, nu? Deci, vă dați seama, e un unicat. Deci, în acest unicat trebuie să fie ceva. Cate nu ne reușește. Orice sfântătăime înseamnă o mijlocire a Mântuitorului Hristos. Adică o mijlocire a prezenței Lui. Deci o întruparea Lui. Domnul trebuie să devină prezent prin ceea ce facem noi. Gândiți-vă, ce face botezul, ce face cununia, ce face preoția, ce... toate sfintele dane care le avem. L-aduc pe Mântuitorul Hristos în situații concrete de viață personală sau de grup. Nu? Deci ar trebui și spovedania să-L facă prezent pe Mântuitorul Hristos. Deci o spovedanie reușită, indiferent că tematica vorbită este legată de suferințele penitentului, el plânge, el îi spune preotului câte necazuri a avut, sau din potrivă, sau chiar spune păcatele pe care le are, din tinerețe, din bătrânețe. Trebuie să știe și preotul care ascultă și omul care vorbește că ei nu sunt doar doi oameni adunați acolo. Și la spovedanie se împlinește ceea ce știm în legătură cu orice lucru pe care îl facem în biserică și care este lege, cum e legea gravitației și care nu comentează nimeni, ieșe și atât, zice, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu și eu sunt cu ei. Deci, și preotul și penitentul trebuie să fie adunați în numele Mântuitorului Hristos. Și ei trebuie să știe că dacă ei sunt în numele Mântuitorului Hristos, Mântuitorul Hristos e a treia prezență. Am putea spune prima prezență. Dar hai să zicem a treia, știi, că noi ne suntem concret și ne vedem. Deci nevăzut Domnul Hristos este de față. Dacă eu iau lucrul acesta doar ca o formulă, deci dacă eu preotul iau lucrul acesta doar ca o formulă, mă dedau la niște discuții de doi bani cu dumneata. Te las să te duci unde vrei. Eu trebuie să te trag undeva la seriozitatea, pentru că și eu răspund că Domnul Hristos e de față, nu? Și tu ar trebui să te străduiești și să vii să-mi spui mie preotului, când stau în numele Mântuitorului Hristos acolo, să-mi spui lucruri care se spun în auzul Mântuitorului Hristos. Nu să-mi spui lucruri care le putem vorbi și la piață și când stăm la coadă la carne. Nu mai stăm la coadă la carne acum și la ulei, nu? Le putem spune și când stăm de vorbă la un pahar de ceva? Nu! Deci acolo trebuie spuse lucruri și forma în care le spui, implicarea cu care le spui, trebuie să permită să-și dea cineva seama, cineva care nu-i de față, așa zicând, un altul care ar putea observa ca om, că noi vorbim considerând și crezând cu adevărat că lângă noi e Mântuitorul Hristos, că eu aud cu urechile Mântuitorului Hristos, că eu vorbesc cu cuvintele Mântuitorului Hristos și mai ales la final că eu fac cu mâinile mele gestul Domnului Hristos. Gestul Domnului Hristos, oamenilor. Ca să-mi justific lucrurile pe care vi le spun acum, trebuie să mai adaug două lucruri și aș vrea să-și încheiem. Gândiți-vă că dumneavoastră vă permite să veniți la biserică, mai ales femeile, dar și bărbați, îmbrăcați de multe ori sumar că e București și e căldură. E București și e căldură. Și vă interesează cum e preotul. V-ați gândit vreodată cum stă preotul pe căldură între atâtea foi de îmbrăcăminte cu care îl trebuie să se îmbrace? Câte foi are? Păi e îmbrăcat civil, pe dedesubt. Am pantalon și eu, și cămașe, și plovări, și de-astea, nu? Peste ele este această reverendă. Nu? Și peste reverendă vine stiharul, care e o cămașă până la pământ. De obicei, doar vârful pantofului iese. Uneori nici el nu trebuie să iasă, nu? Dacă îmi reușește. Și n-am o biserică cu trepte așa înalte ca aici, unde eu cred că e o problemă să pășești la coborâre și la oricare. Și peste ele mai vin cingători, mânecuțe care leagă, aici strâns bine. Ce se vede? Epitrahil, feroz. Din ce se vede din preot? Din ființa lui trupească ce se vede? Mâine. Capul și chipul? Și mâinile. Palmele. Mâinile. Aici la încheietură. Atât se vede.
În mod normal nu se vede nimic. Deci, facem o paranteză. Dacă vreți să știți cum să vă îmbrăcați în biserică, că așa este o problemă, uitați-vă la preot și gândiți-vă că el e un model. Deci la biserică nu vii dezbrăcându-te, ci vii îmbrăcându-te. Dar care e semnificația? Deci, ceea ce e important la un preot nu este că e gras, că e slab, că e înalt, că el nu contează treaba aceasta. Lucrurile care se văd, capul cu care privește și mai ales gura cu care vorbește și palmele cu care lucrează. În momentul când a murit, nici capul nu mai interesează. Uitați-vă, duceți-vă la mormântarul lui preot și vedeți cum este îmbrăcat preotul la mormântare. Și capul este acoperit, nu se mai vede nimic, nu-l vezi! E slab, e cum e, e umflat, nu-l vezi, nu? E pus un procovăz deasupra lui și numai mâinile se văd. Sunt singurele elemente din trupul lui care rămân vizibile. Asta înseamnă că preotul în slujbă, el reprezintă mâinile și reprezintă gura Mântuitorului Hristos. De aceea citim Evanghelia, de aceea lucrăm tot ce este de lucrat. E necesar, sigur că e necesar să ai mâini. Dar mâinile astea, ele sunt importante. Deci în momentul în care preotul face binecuvântarea pe capul tău, la spovedanie, peste epitrahie, și zice ce zice, el zice cu gura și zice cu mâinile, dar el nu face iertare de la el. Ascultați și vă spun. El nu iartă care el are el o putere, tăticule, să ierte, să bagă să treacă. Nu e asta. El e într-o lucrare, el e într-o tensiune. El e într-o situație, e într-un dispozitiv, să zicem așa, în care Mântuitorul Hristos, cel nevăzut, se exprimă. Domnul Hristos are nevoie de un trup prin care să se exprime în secolul nostru. Pentru că El cu trupul a înviat, nu? Și s-a dus de-a dreapta Tatălui, dar El e prezent cu noi până la sfârșitul lumii. Și El are nevoie de întrupare în continuare, să întrupează în trupul euharistic al comunității parohiale, se întrupează în gesturile preotului, în toată lucrarea bisericii, el se întrupează și devine prezent și lucrativ în viața oamenilor. Deci o spovedanie adevărată, fără această conștiință a preotului, că Mântuitorul Hristos e de față și el e în locul Domnului Hristos, la gestica exterioară și la vorbire, și fără conștiința penitentului că Mântuitorul Hristos e de față, spovedania e chinuită, e pe drumul către. M-ați înțeles? Pe drumul către. Nu putem refuza. Că decât nimic, mai bine ceva. Mântuitorul Hristos nu refuză nimic. El acceptă și vinul acru în împărtășare, acceptă și vinul dulce, acceptă și prăscura coaptă și necoaptă. N-are cum să opune. El acceptă ce-i dăm. N-are ce face. El ne acceptă pe noi care suntem poate oameni de doi bani. Nu i-ar plăcea să aibă spuma societății. Iar plăcea poate în biserică să fie oamenii cei mai deștepți, oamenii cei mai vigoroși, oamenii cei mai puternici, cei mai deosebiți. Nu i-are. Se mulțumește cu noi. Nu ne refuză. Nu? Îi vrea și pe ceilalți. Dar deocamdată ne are pe noi. Nu ne refuză. Deci vă dați seama cum stau lucrurile. Deci dacă el nu ne refuză și el acceptă să fie răstignit în împărtășarea pe care noi o luăm, cum știm noi că o luăm, și să alcătuim o comunitate liturgică, cum știm noi, vai de capul nostru, ce gânduri avem și ce participare avem la liturghie. Nu, spuneți mie, că știm fiecare cât de atenți suntem și la ce ne gândim când durează slujba celelalte. Și totuși Domnul Hristos n-are ce face, pe noi ne face trupul lui, că pe alții nu are. Nu i-are, ăia sunt și mai rău decât noi. Înțelegeți? Că nici măcar nu-s prezenți. Și atunci și la spovedanie, mă înțelegeți ce spun. Sigur că ai spune, măi, de ce nu spui păcatele? Dar dacă omul săracul e împovărat de ce să-mi spună păcate când el e turtit de cancer, e turtit de neșans, e turtit de sărăcie, e turtit de nu știu ce. Cui să le spună? Mi le spune mie. Deci nu-i și asta o formă de a zice plământa în buș mi-ați dat să mă înseta și mi-ați dat să beau și așa mai departe. Și așa mai departe. Nu cred că Domnul Hristos se supăra. Nu cred. Pentru mine e greu, că omul are de spus multe lucruri din biografia lui, greu de urmărit, împovărătoare, dar asta e misiunea preoțească. Ne aflăm în a doua săptămână a Sfântului și Marelui Post. Acum, la încheierea acestei întâlniri duhovnicești, adresați-ne așa un cuvânt duhovnicesc de învățătură. L-am adresat, altul nu mi-a adresat. Bine. Două anunțuri. Peste două săptămâni, luni, 4 aprilie, orele 19, tot aici,
va veni Părintele Profesor Constantin Pătuleanu, care va vorbi despre educația tinerilor în lumina Sfinților Părinți Capadocieni, în viziunea, opera și scrierile Sfinților Părinți Capadocieni. Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare și alții. Pentru că el este profesor de patrologie la Facultatea de Teologie de aici din București. Îl știți că a mai fost la noi de două ori. Vine pentru a treia oară. Vineri, 25 martie, de Buna Vestire, seara la orele 19, aici, spectacolul de teatru creștin, inspirat din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, din corespondența lui cu Diaconița Olimpiada. Piesa creștină, așa se și numește, Diaconița Olimpiada. Interpretată această piesă creștină de actrița creștină Ana Calciu, pe care de asemenea o știți că a mai fost la noi și cu alte ocazii la alte spectacole. Joi seara, Sfânta Slujbă a Privegherii Vecernea Unită cu Lidia, pentru că o facem în cinstea praznicului de vineri a Bunei Vestiri. Să dea Bunul Dumnezeu să ne mai întâlnim sănătoși, bucuroși și cu folos. Post cu folos și binecuvântat în continuare. Părinte, vă mulțumim din cer până în pământ pentru această întâlnire. Nu așa mult. Lăsați-mă și pe mine să încapă și mulțumirile mele. Bine, faptul că am putut dialoga, că v-am fost de folos sau nu, n-am de unde să știu. Și nici nu-i cazul să o spunem așa. Pentru că folosul adevărat ați înțeles că se definește altfel. Dar m-ați onorat chemându-mă. Nu obișnuiesc să mă preaduc în stânga și în dreapta, pentru că v-am spus, e un handicap în stabilirea dialogului și mie nu-mi place să iau povara asta mereu. Dar m-ați onorat chemându-mă, m-ați onorat venind aici să vă întâlniți la acest lucru pe care l-am făcut împreună. Dumnezeu să ne ajute să ajungem păștelele cu bine. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin.